nu se știa exact ce se va întâmpla cu mine. Tu te așteptai în orice clipă să fie orice verdict, adică bă, trăiesc sau mor? Da, da. ne am ajuns la spital. Um... pe 31 decembrie. Pe 31 decembrie s-au deschis ușile de la salvare și prima față pe care am văzut-o, <laughs> intrând în salvare, a fost a lui. Eu ce a zis ăla la televizor. L-ai băgat în spital? Exact. Tu l-ai omorât. Firia a să fii... <laughs> Deci Augustin, până pe la vreo 40, eu l-am învățat la toate prostile. Cazinou. Dar te-ai retras și l-ai lăsat pe el? Da, alcool. La femei nu. aici poate fi, el a început mai devreme decât mine. Eu jucam liniștit în seară. Deci nu aveam niciun fel de problemă. Mă câștigam așa câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic. El, la un moment dat, și-a pierdut toți banii. Lua de la mine, nu mai pagă. Nu știu mai înjura pe la pe dealer. L-au sunat pe Augustin Badigarzi de la, de la Bonzai. Mai Augustin, vino și el postate aici, am mâncat nene, -ne, că ne dau ăștia afară din cauza lui. Că eu era pe genul smart Apropo de prima secvență de sex din da. telenovele. Cu cine? Cu Nicoleta? Cu Nicoleta, da. da. Și nici nu știam cum să joc așa ceva. Aveam și problema, o, dacă mi se scoală. <laughs> M-am retras în glorie. <gântuși> am simțit nevoia să mă retrag. Îmi țin minte că am avut, am avut concert cu uh, un singur spectator. Și <gântuși> el <gântuși> <gântuși> a venit pe invitație. Adio! Vis. Vis. Fiți atenți. Cât poate să fie omul de bun? Acest podcast cu tine e, e senzațional. La podcastul acasă la Măruț. Știi ce zic? Guten Tag! Heute Abend darf ich euch jemand, jemandem ganz speciale. Forstein zain name is uh, Lucian Viziru. Da, oameni buni, e ok, e totul în regulă, ați dimerit la podcastul Acasă la Măruță. Am vrut să-i fac o altfel de prezentare lui Lucian Viziru. Am muncit un pic la textul ăsta și mă bucur că e în această seară alături de mine la podcastul Acasă la Măruță. Și eu mă bucur, a fost... a fost genial, deci nu, nu știam După, că, știi că, germană, nu? Să vorbești, da. Ideea e că Ciucă o să pună la montaj, la finalul podcastului și pregătirea mea când am învățat germană. Uite, lucrurile încep bine. Primul podcast la care ești, nu? Da. Primul podcast, noi aici îi avem pe prieteni noștri de la Bringo, parteneri, și de fiecare dată ne comandăm că mai sunt oameni care zic, bă, da, voi chiar comandați, chiar faceți nu știu. Ce. Uite, vino, băiatul, a a început podcastul și a venit. Salut! Bună seara. Cum te cheamă? Salut, Vlad! Uitați ce cumpărăm și noi aici la podcast. De data asta am luat pentru podcast. Hârtie igienică, prosoape, pahare, de toate, nu? Gospodari, bringo. Mulțumim mult de tot. Mai puțin Mai. de 90 de minute. Sigur. Mulțumim mult de tot. Uh, unde să mă și tu pe colegii de la eu. Bringo? dacă tot de. ești cu noi. Stai uite, uite, aici la microfon să te auzi. Salut. salut. Cum te cheamă? Vlad, Popa Vlad. Popa Vlad, uh, foarte eficient omul, mulțumim mult de tot. Gata, uh, Ciucă, plătești da, tu, nu? mă, plătesc eu suntem în regulă. Mulțumim am de mult -am de tot. Uh, Lucian, ne cerem am... scuze, ai prins din bucătăria internă. Multă hârtie igienică. Am prins o reducere, iartă-ne. Uh, sunteți la podcastul Acasă la Măruță, cum spuneam. Uh, Bringo sunt partenerii noștri și vă recomandăm aplicația, o găsiți în descriere. Și vreau să-ți spun că... În paharele astea ar trebui să fie un vin senzațional de la Sâmburești. Da, pe stați l dau acasă. Uh, să-l bei cu familia sau cu prietenii atunci când o să se poată, pentru că Lucian Viziru, oameni buni, a fost uh, internat, da uite, pune exact ca vinul, știi? A fost internat în uh, spital, uh, suspect de infart. Uh, Doamne ajută că e bine și asta e ce contează, așa că uh, ne propunem Aqua Carpatica să fie băutura oficială a acestui podcast. Cheers! E băutura Salut. oficială a podcastului, dar și astăzi la podcastul cu Lucian Viziru, în pahare de vin, bem doar Aqua Carpatica. Și asta e o premieră, n-am băut în viața mea apă plată din asemenea pahare. Da, dar parcă altfel trece, a? Da, e mai mișto. Cred este... că o să beau foarte multă apă plată de acum încolo și cred că o să-mi iau și niște pahare din astea. Ce ți-a recomandat doctorul? Pentru că a ieșit de curând din spital. O să ajungem și la momentul ăsta, la un moment dat. Hai de capul meu. Să-mi pun căștile. Nu? Da, te, poți să le pui și apasă așa pe ele, da. da, poți să da. Le -așa, așa? Nu, e mai mișto să vezi ce mișto da? ne auzim, da? Da. Da, okay. O să am și surprize pentru tine. Ok. Ehm, ce să... Se fără sare, fără zahăr, fără tutun, fără, tutun, fără alcool, se scot bipurile. Nu, no, zici tot, fără... Hai de pula mea, just. E ok, e pe online aici, dar deci... ce? Ce ți-a mai zis, fără? ce să... Nu, nici mai... Ce mai contează? Mai e ceva ce era bifat, da? Am în momentul în care astăzi m-a prins filmul, m-am băgat în baie și mi-am mi prins un Icos, ca a deci, până... urmat pe fumat ascuns. Da. Și m-a tot filmul și a zis, ce faci aici? Ca și cum... Da, te-a prins. Da, m-a prins, da. Și ce ai zis? Ce? Mi-a spus că știi că n-ai voie, nu? <laughs> Știu. Nu, adevărul e că cum lăsând gluma la o parte, m-a... Te-a cutremurat este asta? Da, m-a cutremurat și mai ales reacția lui în momentul în care am intrat pe ușă în casă, pentru că nu se știa exact ce se va întâmpla cu mine. Pe mine și... asta m-a îngrozit. Știu că am povestit de treaba asta, că tu te așteptai în orice clipă să fie orice verdict. Adică, bă, trăiesc sau mor? Da, da se putea să fie. Adică mă așteptam mai degrabă să-mi crape inima la un moment dat. Despre asta e vorba. Adică nu mă las somnul de frică. Pentru că, na, în momentele alea, nu știi la ce să te aștepți. N-ai pregătire medicală, n-ai nimic. Na. Și... Și uh, am trecut cu bine peste, până la urmă mi-au făcut EKG. Nu, dar zi mă făcut... imaginea cu fiul tău, că zici când te-ai dors acasă. Da, el nu m-a luat niciodată în brațe așa. Adică... M-am mine, ce să zic. Am început să plâng. N-am vrut să vadă, dar... Și acum, când mă gândesc... Și din momentul ăla, nu știu am zis, trebuie să fac ceva. Adică, trebuie să fac ceva cu viața mea, indiferent dacă am avut infart sau nu, până la urmă, tot trebuie să trăiesc mai sănătos, măcar pentru el și pentru nevastă mea și pentru soția mea. Cum îl cheamăm? Mihai. Mihai uh, are 11 ani. 11 ani face acum în februarie, da. Să, să vă trăiască. Mulțumim și vouă. La Iar fel. ăsta e momentul care, cred că o să rămână mereu în inima ta și în creierul tău imaginea aia când spuneai, știi, băieți ăștia un pic mai ai, că nu ne luăm toată ziua în brațe, dintr-o dată niște și -a luat în brațe ca și cum, băi, trăiește, tata. Da. Au fost cinci zile în care tot spera să mă vadă și la un moment dat a întrebat-o pe Emma, pe soția mea, a întrebat-o, mai vine tata? Nu cred. Ba, da, așa a fost. -a. Pentru că a auzit-o și pe maică s-a plângând, deci a fost, na, a fost nasol. Tocmai de aceea recomandăm oamenilor un stil de viață cât se poate de sănătos, dacă putem să spunem. O să povestim și experiența asta cu infartul, pentru că pe 31 decembrie te-ai te -ai internat. Exact, da. Mă pregăteam de party. Costum, cravată? Costum, nu, cravată nu, dar am zis să-mi pun un t-shirt frumos pe sub costum, îmi trag niște încălțări cool care să mă lase să și dansez dacă e cazul. Trebuie să te duci undeva, nu? Da, Aveam uh, și plătit pe, nu știu, bilete, whatever, pentru Revelion. revelionul respectiv. Și undeva pe la 10 dimineața am zis, nu, nu, așa m-am trezit, am trezit pe la un 7-8, nici nu mai știu cât era. Atunci am avut primele dureri, după care am luat un omez, m-am băgat în pat că am crezut că e de la stomac. Și uh, ulterior m-a luat somnul, uh, m-am trezit și m-a luat și mai tare durere. După care spital și tot o ce... O durere e. care ți-a apărut în capul pieptului și după care s-a dus pe mâna stângă. Da, și Semne aveam clare de, de senzație, infart. Da, semne destul de clare de infart. Bine, la mine dădea tot timpul ca durere de stomac. Dacă nu era Ema, nu m-aș fi... N-aș fi sunat la salvare, sincer să fiu. Aș mai fi căutat să iau un nospa. Trece, a... las că știu eu. Da, orice altceva. Dar, da, a fost mai bine așa, pentru că... De seama, am ajuns la cel mai bun spital din România la urgență la spitalul Floreasca, unde oamenii ați făcut analize și prima dată ți-au zis că ai infart, și a doua oară ți-au zis că n-ai infart, că e vorba de niște enzime, nu? Da, pe păi, stai să mă gândesc cum a fost. Prima oară nu mi-au mi apărut uh, enzimele alea în sânge. În momentul în care ți apar pozitive, înseamnă că este foarte probabil să fi fost vorba despre infarct. Mm -hmm. Dar prima dată, în prima zi, nu au apărut și toată lumea zis vezi că ai niște pietre la fiere, vezi că nu știu ce mai e și pe acolo, dureri pe aici, pe dincolo și așa mai departe. Trebuie să. Prima oară au zis să ai pietre la fiere. Era a doua zi, vine o doamnă doctor rezident, care zice am o veste bună. Nu știu ce a, ce a fost în capul ei, deci chiar nu, nu mă prind. Că am o veste bună pentru tine. Enzimele alea au ieșit pozitive. Zice, What the fuck? What is the good news? <laughs> vestea bună? Că, adică enzimele alea când ies pozitive înseamnă că am avut infarct. Chiar am întrebat-o. Da. Și unde, unde e vestea bună? Nu am mai zis nimic. Să Cred că vestea bună era gata, am aflat ce are omul, am a. descoperit, gata, am pus diagnosticul. Nu știam eu ce era în spatele tot poveștii este, Da. Și după aia na, m-am mutat la terapie intensivă oarecum și acolo am fost supravegheat. Eu am întrebat fraților dacă eu dau ortul popii sau dacă mi se oprește inima, aparatele astea vă spun vă că am strigat-o pe asistenta aia la un moment dat de vreo trei ori. Doamna asistentă? Nimic. Sunt eu, Lucian! Vreau să nu știu ce să fac. Ceva pipi, caca, whatever. Da, da, nu. Și nu uh, nu da, nimic. Și pe am întrebat-o, dacă eu dacă mor, mă auziți? Da. Și, da că, sigur, te aud aparatele. <laughs> ok. Ce gânduri aveți și tu, adică... Da, noaptea. Ce cu... Da, ok. Păi îți dai seama, dacă, dacă mor, că asta era grija mea acum. Să nu mor. <laughs> Avem senzația că dacă Ador mă foc, multe. A fost. Uh, cred că cea mai grea perioadă din viața ta. <laughs> nu știu dacă a fost neapărat cea mai grea. A, adică fi a fost un... ceva mai greu de atât? Poate atunci când ți-ai pierdut tatăl? Uh, atunci n a fost chiar pe moment, n-a fost așa de greu. După a fost mai greu. Uh, adică n-am apucat în momentul ăla să. Să sufăr în adevăratul sens al cuvântului, sau să-mi plâng tatăl. De-abia la vreo doi ani după am început să da, ce ceva. Um, la vremea. Aia încercam să, să fiu cât se poate de logic. Am zis, eu nu am de unde să știu dacă pentru el este mai bine sau mai rău acolo unde este acum. De -a -a a avea probleme de sănătate? A avut cancer la plămâni. Și din cauza problemelor ăstora s-a prăpădit. Iar eu, în momentul în care s-a prăpădit, am încercat să iau logic. Acum ce fac? Plâng pentru mine sau plâng pentru el? Că el, lui, s-ar putea să fie mai bine acolo unde e acum. Se chinuia în ultimele... S-a chinuit groaznic. Deci a fost... În ultimii ani? Sau ultimul uh, an? Uh, da, în ultimul an în special, atunci când nu mai putea să mai meargă, ca lumea nu putea să se mai spele singur, îți dai seama, au fost momente, au fost momente groaznice din fericire sau nefericire am stat împreună sub același acoperiș în ultimele luni. Din fericire pentru că am mai apucat să mai petrecem ceva timp împreună. Din nefericire pentru că... L-ai văzut așa. L-am văzut așa. Nici unul dintre noi nu avea o dispoziție foarte bună. Copilul era și el de față, simțea toate chestiile astea. Mihai avea atunci doi ani și un pic. Nașpa. Da, uh, de ce, tocmai după 2 ani, ai zis că l-am plâns? Bă, atunci am început să plâng. Nu cred. <laughs> atunci. Uh, um... Îți aduce momentul ăla a fost declanșat de ceva. Plecasai din țară? Da. Uh, trebuia să plec din țară, cred, în momentul ăla. Nu mai știu exact dacă au fost 2 ani, dacă au fost mai puțini. Uh, știu că la fel ca orice alt părinte care e capul familiei, e plasa de siguranță a unui, a unui copil. Iar mie, eu nu mai aveam plasa de siguranță în momentul ăla. Mama e mama mea, m-a crescut, dar nu te poți baza pe ea așa cum mă puteam baza pe tata, de exemplu. Adică tatăl simțeai că e locomotiva aia, că mai e încă cineva în fața ta. Dacă o comiteam, de exemplu, na. <laughs> Când am, am pierdut la un moment dat, uh, eu cu Augustin am pierdut bani la casino și... Uh, Hai că povestim și de asta. Da. M-am dus cu o falcă în cer și cu una în pământ la tata și am spus, uite ce mi s-a întâmplat, nici măcar nu erau banii mei. Erau banii prietenii mele de atunci. Okay. Și dar... Uh, situația scăpase de sub control și... Uh, uite așa s-au dus bani și zic, ce fac acum? Mulți? Nu, erau foarte mulți, dar acum 20 de ani, cred, da, vreo 2000 de dolari, ceva de genul ăsta. Uh, cam așa. Erau, acum 20 de ani, îți luai o garsonieră, cam o jumătate de garsonieră, un sfert de garsonieră? Nu cred. Era 8000 de, de, dolari o garsonieră atunci. Cred că acum vreo 20 okay. de ani venit și un București, ceva. Zici? Nu știu, îți luai ceva de bani aia de 2000? Îți luai, dar bine, na, nu știu. În orice caz, nu, nu părea așa de mult. da, <laughs> da, în fine. Eu nu, eu nu, mă duceam foarte des la casino, numai că atunci era ziua lui Augustin și am zis, bă, ce să fac, ce să fac, unde să-l scot? În parcul de distracții nu cred că e ok să-l scot. Acum să mă duc la mol să-i cumpăr un tricou iarăși. Nu, hai să mergem să facem ceva împreună, ce facem împreună, hai să mergem la casino, mai bem pe acolo, mai jucăm, el, mai El mai fusese la casino până atunci? Nu. No. No. Nu credești, tu ești cel care ai deschis drumul către Normal casino? Normal că mergea. Ah, ok, credeam că tu ai fost cel care... No, niciun caz, nu. No. Mm -hmm. Eu am fost cel care a deschis până la urmă drumul către casino, dar nu la modul că eu eram jucător înverșunat. Mm -hmm. Mă duceam ocazional, așa, dar nu rupeam capul pe acolo, cum s-ar spune. El a fost la care a devenit înverșunat. Nu comentez. <laughs> <laughs> așa, și? Nu comentez. Dacă vrea el să spună, cred că aș și spus -o. A povestit, a povestit a... la prietenul că exact. la podcast, la el. Și da, eu jucam liniștit în seară, deci nu aveam niciun fel de problemă, mă câștigam așa că câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic. El, la un moment dat, și-a pierdut toți banii, lua de la mine, nu mai pagă, nu știu mai înjura pe la pe dealer, mai luat de la mine. Până când eu m-am trezit cu nimic în față, Adică el o grămăjoară acolo și jucam bătrânește, el cu nervii și na, starea lui de spirit caracteristică într-o sală de cazino, a reușit să facă praf toți banii. Toți banii. Eu am zis, ok, știu că mai aveam pe un card niște bani, ai, ai cuiva, înțelegi? Nu spunem cine, în prietena mea de atunci. Și am luat inclusiv banii de pe card și am zis, gata, acum trebuie să recuperez, că uite, mi-a făcut pagubă fraierul ăsta. Așa? Și bineînțeles că atunci când vrei să te scoți, cum se spune la casino, pierzi tot. Tocmai asta e și o lecție, pentru că ai impresia că lasă că îi recuperezi și atunci te împrumuți, acumulezi datorii și pierzi tot. Exact ce s-a întâmplat și cu voi. Și, da, și a doua zi m-am dus la tata și am zis, uite ce, se, ce mi s-a întâmplat. De unde se dau eu fetii astea înapoi acum bani? <laughs> e, tata, nici fel de problemă, tata. Uite, vine cu acire. A băgat mâna în buzunar și mi-a dat. Da, fac să-mi pac crac cu cine să mai duce la cazino din ziua de -astea. Te simțeai atunci vinovat, da? Da. Și am nu mă mai duc în viața mea. Și nu te-ai mai dus? M-am mai dus, dar am am, 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 învățat o lecție, nu să, mă, nu să joc împotriva cazinoului. Adică dacă mă duceam să joc împotriva cazinoului, ziceam, bă, hai, joc așa să mă distrez, adică nu mă duc să încerc să-mi recuperez banii sau să fac bani sau chestii de genul ăsta, nu, că n-ai nicio șansă nu stâmpiți, ai auzit vreodată de vreun cazinou care să fi dat faliment? Nu, nu, nu a dat nimeni. N -n. Dar frate, tu a insistat, a crezut că la un moment dat o să dea cu ei de pământ. Cred că știa și el. Cred că știa și el, dar nevoia de adrenalină, cred că schimbă lucrurile în momentele alea. Și da, am mai jucat Texas Hold'em. Asta îmi plăcea să nu, și inclusiv uh, live. A, la înțeleg. Au fost niște evenimente live la care am participat. au fost, uh, a fost cool. Am luat și locul 5 la un turneu destul de mare. Deci bun, talentat. Da, mă rog. E o chestie de logică, până la urmă. Dacă matematică? Este, mm, feeling combinat cu matematică. Hai să zicem, eu am fost olimpic la matematică în clasa 4. -a. Adică nu știu cât de mult m-a ajutat chestia asta. Adică din clasa 5-a uh, matematica a fost înlocuită de tenis, știi? Da. Așa că... Na, nu prea... Țin minte că l-am cunoscut la un moment dat pe Daniel Negreanu, am fost în filmat cu el la Blondra, am filmat cu el undeva la Monte Carlo, un jucător fabulos de poker, unul din primii jucători de poker din lume, Daniel Negreanu, și la un moment dat asta îmi spunea uite, noi jucăm poker și dacă eu pierd, Uh, vorbeam cu el, știi, și spuneam, păi dacă câștig, pe face câștigi odată, câștigi de două ori, dar îți garantez că până mâine dimineață, când se termină partida noastră, o să pleci fără niciun ban și o să mai ieși și datorii, știi? Și spunea că se bazează foarte mult și pe feeling, exact, dar și pe matematică, pe strategie. Da. nu, nu sunt un mare jucător de poker, adică mă pricep cât de cât, dar... Uh, uh. mai bun ca frate tău? El a jucat mai mult, adică nu cred. El are mai multe meciuri în picioare. Are mai multe meciuri în picioare, eu am rezultate mai bune. <laughs> Întrebarea e cine mai câștigat? Bun, și relația cu tatăl tău, că de aici am plecat, era o relație, uite, te-ai putut duce atunci să, să, să i, să -i să... Ceri ajutorul și imediat te -a, te -a ajutat. Da, păi, și în momentul, adică am, vorbeam de plasa de siguranță pe care mi-o pierduse. O da. da. Um, practic ce-am făcut, am început să să-l să jelez, dar e greșit spus, pentru că tot pentru mine am început să plâng. Am început să-mi dau seama că, că nu mai am pe nimeni și că trebuie să pun curul la bătaie cum ar veni. <laughs> Înțelegi? Adică na, nu mă mai poate ajuta absolut nimeni și trebuie să mă descurc singur. Mama știu că uh, și-a avut o problemă de sănătate la un moment dat. Am avut mai multe. Când eram mic, aveam vreo 10-12 ani, mi s-a spus că uh, nu o să mai trăiască. A avut o hepatită, a intrat în spital și doctorii au ieșit și ne-au spus la un moment dat că ne pare rău, dar mai mult de o lună de zile nu o să mai trăiască. Și uite-o că încă mai trăiește. Deci, câteodată e bine să mai ai și un second opinion de la doctor că. Te pot băga în pământ ei tu având zile? Păi Unii dintre cu tata. Ei. Asta s-a întâmplat de fapt, pentru că am fost la un medic, el a început să se tușească foarte tare din cauza cancerului pulmonar și am fost să vedem ce are. Și uh, medicul uh, care l-a consultat uh, ne-a spus că uh, nu are domne, nimic la plămâni, stați liniștiți că pe mine urechea nu mă înșeală. Și câteva luni mai târziu am depistat că de fapt avea cancer. Acum, ce să-i faci lor? Dar crezi că se schimba soarta tatălui tău dacă depistai cancerul atunci? Eu cred că da. Eu cred că da. Adică, puf, puteai să te lupți altfel cu boala aia. Ca o concluzie ar fi că întotdeauna să te duci să mai cauți la încă un doctor, la încă un doctor rezultatul, până observi că coincid aceste păreri medicale, să nu te bazezi doar pe una. Da, dar când un medic îți spune deja... Îți dă verdictul... Îți spune, domnule, stai liniștit... Lasă că știi că e domnul doctor. Că vrei să auzi chestia asta. Cred că și asta e. Când ți-a ți liniștit, mai vrei să cauți în altă parte. Exact. Te interesează. Și mi-a spus, gata, am plecat acasă. Okay, gata, ba, că zis? de data asta, na, asta a fost lozul necâștigător. Din păcate. Da. Uh, ok, Lucian Viziru am buni cunoscut publicului larg, și de pe YouTube, și de pe TikTok, și de la telenovele, uh, pentru că era așa, sex-simbolul telenovelelor, Lucian Viziru, uh, nu? Ok, cred că cu sex-simbolul, cred că avea legătură cu. Uh, cu Gas pe foc mai degrabă. Când era la gaz pe foc, da, eu cred că avea legătură uh, și cu, cu telenovelele. Da, de fapt, da, stai un pic la început, așa... Da. era frumușelul din telenovele. Da, da, cu Nicoleta, Luciu, cu da, da, da. secvențele de sex, mă da, mă puneau să stau în chiloți pe acolo, să fac flotări să mă dau cu ulei, da, da. Îți mai aduce zi? aminte? Yes, yes. Adică? I was, uh... It was fucking awesome, yes, yes. și <ră> cum era, cum era? Cum era cu secvența asta de sex în telenovelele românești? <ră> Aici, uh, ți -mi minte că aveam, uh, apropo, uh, apropo de prima secvență de sex din da. Telenovele. Cu cine, cu Nicoleta? Cu Nicoleta, Lucie? Da. da. Și mă gândeam, erau o seară înainte, zic, ba, să-mi bag picioarele acum. Ce mă fac? Zis, <laughs> zic. <laughs> și nici nu știam cum să joc așa ceva. Aveam și problema, odată, dacă mi se scoală. <laughs> Ce? Mă fac... Da. de de Și... Sau dacă nu mi se scoală? Nu, e că o să zic și de asta, stai să vezi că a fost interesant. Și a doua zi, deci, mi-am făcut eu mindset-ul, am zis, băi, știi ceva, dacă mi se scoală, mi se scoală, mi a vede, vede tot platou aici și cu asta-vă asta și -o simte și Nicoleta și aia Ok. Deci, da. nu... Secvența trebuie să fie gol pușcă? Mi s-a solicitat, nu, am fost întrebat la un moment dat dacă aș avea ceva împotrivă, dacă mi-aș da jos inclusiv chiloți. Și ce, ești nebunit? <laughs> Ai nebunit la cap, i-am zis lui Iura, Iura Luncașu, <laughs> regizorul <laughs> de atunci, da. Și zic, nu, nu, niciun caz. Și am stat și m-am perpelit toată noaptea, m-am gândit ce să fac, ce să fac și m-am dus la Ruxandra Ion, producătoarea, tot dau cu mâna pe Nu azi, e nicio azi. problemă, așa? producătoarea noastră de atunci, producătoarea telenovele și mă duc la ea și îi spun uh, și ceva mie, dacă mi se scoală, aia <laughs> e. Tu nu dormiți toată noaptea gândindu-te? Exact. Că cum cum să gestionezi tine, treaba asta? Că și cum ar veni unul la tine și îți spune chestia asta direct. Dacă mi se și scoală, trebuia să o atingi pe Nicole de nu? Da, îți dai seama, trebuia să ne mângâiem, să ne pupăm, să ne sărutăm, să... Ale, -ale. Și uh, răspunsul e, zi, e, e dacă ți se scoală, te bat. <laughs> Zic, ok. Hai că am rezolvat și pe asta. Acum, ce fac? Deci, cum fac să nu mi se scoale? Am <laughs> zis, că, zis, e okay, să mai trag un jurător. Nu, dar poți să zici okay. că de asta e. Okay. Suntem liberi aici, Paștele Da. era vorba de, despre Nicoleta Luciu, nu era vorba despre Al da. altcineva. Și... Frumoasă. Da, da, într-adevăr. Și da. acum cred că mai am mai văzut niște poze cu ea pe Facebook, da. Da, și atunci era, și acum mai e, da. Deci piesă, ai văzut-o dezbrăcată. Piesă. Nu numai că am văzut-o dezbrăcată. Stai un pic să-ți, să spun ce am făcut. Mi-am luat trei perechi de kilozi pe mine. <laughs> și primii, primii erau, erau, așa. Prima pereche de kiloți era un număr <laughs> mai pe genul știi așa? După aia erau un pic mai mari și după aia de aia boxere așa de da. piți, ca să nu se vadă. Și uh, am dat S-a dat rec la filmare, încercam, deci, orice mai să nu ne atingem, să nu-i ating limba sau ceva de genul ăsta, ca să nu se ducă creierul meu cu gândul către zona aia și de acolo să plece, știi, să dea... La celălalt Da, la, exact. Și m-am gândit la Palestina, la războiul din golf, la orice, m-am gândit numai la secvența aia, nu? Deci, și era încă doi tâmpiți dacă te mai uiți la secvența, nu mai e secvența aia, din păcate, nicăieri, că dacă te uiți, zici că sunt doi handicapați care, care au, trebuie să te lipiți unul de altul și să facă ceva cu gura deschisă, atâta tot. Deci, nu e secvență de sex, nu, nu, nu se seamănă, dar... da. Și uh, câteva zile mai târziu, după ce s-a difuzat uh, secvența cu Deci, picină, da, nu s-a întâmplat nimic, nu? Adică... Stai să vezi. După ce s-a difuzat secvența cu pricina, mergeam spre Buftea, în mașină, pro FM dat pornit, și ascultam interviu cu Nicoleta Luciu. Am un moment Nicoleta era invitată la radio, nu? Exact. Și uh, DJ o întreabă și cum e cu vizirul, are mic, are mare, nu știu. i S-a ascultat ceva de genul ăsta, nu mai știu care a fost întrebarea. Și a zice, nu, de unde că nu i s-a scurat nimic, ăla că e homosexual. Da, ok. Am ajuns la goftea, era la machiaj. Ce ai zis, vă, despre mine? Ia s-a făcut mica așa. Uh, scuze, făcea. Da, mă rog. Dar să nu că mai te... prindem noi o secvență. Ați mai prins? Nu cred. Cred că aia a fost prima și, și memorabilă. Ultima. Carmen Tănase într-un interviu, spunea că a intrat la un moment dat cu încă o actriță în vestiar unde se schimbau uh, actorii și a văzut-o pe Nicoleta Luciu, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, și a zis, bă, măruță, pf, am leșinat. Impecabilă. Impecabilă. Era, era. Superbă. Într-adevăr, da. Da, aveai iubită atunci când filmai telenovelele astea? <coughs> pentru că mă gândesc că nu era geloasă? Uite, Dinu Maxer mi-a povestit la un moment dat a zis, băi, m-a încercat din Nicoleta pentru că eu nu suportam ca ea să joace în telenovele, să văd că o pupă altcineva sau că se întâmplă astfel de alte lucruri. Eu aveam. Eu aveam pe cineva. Ea nu cred că avea pe cineva și ca să-i întorc favorul pe care mi l-a făcut acum 20 de ani, mi-a spus la, nu știu, câteva luni după, după ce s-a întâmplat probabil secvența de, de dragoste Nu, da și tu un telefon m-ai invitat și tu nicăieri n-ai făcut tot așteptam să faci o mișcare nu, na, na. Uite, poftim că am făcut acum. <laughs> După 20 de ani. Da, ce tare mi se pare, știi cum e. Cred că ați făcut mișcări, fiecare pe drumul lui că tu te-ai căsătorit, ai devenit un familist și un tătic, adevărat. Ea s-a căsătorit și a devenit o mă, super mămică. Că tripleți. 5, e... nu? 4. 4? 4, 4. Nicoleta, o fată extraordinară, sensațională. Deci, noroc că mi-am propus să, să respect sfatul medicului și să-ți dau foarte multă apă. Da, mulțumesc. Deci noi așa vorbeam. Cu, da. Până la urmă eram, eram foarte buni prieteni. Împreună. Da. Și stăteați mult la filmări împreună. Da. Eu, eu cu ea râdeam. Adică deci nu -aveam, -aveam, chestii de astea. Nu pot să zic ce, ce făceam, ce spuneam exact, dar în orice caz era distractiv. Adică, da. Mai ei, abia aștept să mai aflăm de la uh, Lucian Viziru, oameni buni, uh, experiențe din cadrul telenovelelor. Vorbim și de gaz pe foc, vorbim și de tenis. Mamă, avem multe de povestit. La un moment dat, știi când ai apărut tu prima dată la televizor și după aia eu colecționam, uh, ca foarte mulți copii, poate, care se uită acum și de fapt au crescut și au la rândul lor copii, pildă cu fotbaliști. Și era guma cincin. Uh -huh. Și uh, la un moment dat, uh, mie mi se părea că tu semeni cu Paulo Maldini. Uh -huh. Nu ți, se, nu ți se, mai spunea? Nu, îți mulțumesc frumos pentru compliment. Era da? sex simbolul fotbalului. Da, băiat bine de tot. Da, băiat bine, serios, adică am văzut ce am, bă, vizirul, bă, ce seamănă -mă cu Paolo Maldini. Mă rog, te mai și înjuram noi și prietenii noștri ce am al trecut, ce frumos toate gagicile, nu? Da, cred că o meritam, nu știu. <laughs> Sper că <laughs> o Spune, o meritam. Nu era geloasă prietena ta din perioada aia? Nu, nu, nu. Că nu e ușoară treaba asta. E, da, nu era ușoară, dar nu, relația pe care o aveam la momentul respectiv era, cum să zic, așa și așa, așa, adică nu prea avea voie să fie ceva să, cum să zic pierdea starul cum ai zis? pierdea starul ceva de genul, da. Rockstarul, pierdea Rockstarul. Exact. Uh, și mai, mai trebuie să mai spui povești de la telenovele, Îți Mai aduce aminte? Filmări de astea amuzante, momente amuzante. Um... Mi se pare că au și mult mai multă valoare când te întorci în timp, știi, și te gândești că astea s-au întâmplat acum 20 de ani, iar foarte multe secvențe rulează pe TikTok, foarte multe secvențe uh, rulează pe Instagram. Îți era greu la vocabular, îți era greu la text sau aveai tot felul de alte... Îți dai seama că mi era greu. La început n aveam nu aveam instrumentele necesare ca să pot să fac față unei secvențe sau, să duc o secvență ca lumea. Era totul pe bâșbâite. Ce văzusem în filme și ce credeam eu că ar trebui să fac acolo, dar eu nu aveam o pregătire. Deci tot ce făceam, făceam din instinct. Deci trebuie să zici cum ai ajuns tu în, în telenovele. Augustin, ți-am zis, mi-a zis că tu l-ai adus. Vrând, vrând, el nu prea vrea chef și l-ai făcut actor. Păi trebuia să facă ceva. <gânt> am încercat prima oară să-i fac formație, nu da, s-a... Deci, a povestit și asta. Am, fă da. am făcut, da, i-am făcut, am mers la cum îl chema, DJ Phantom, da, da. la Alba Iulia. Am făcut un album întreg acolo, l-am plătit eu, din buzunarul meu, s-a ales praf. Am zis, măcar cu treaba asta, cu actoria, poate, poate iese ceva. Și uite că a ieșit eu știu adică cu siguranță îmi doream, ăsta era visul meu, ca la un moment dat să ajung să pășesc pe covorul roșu, înțelegi? La o premieră a unui film și să mă văd pe marile ecrane. Am luat-o și eu de unde am putut îți dai seama că asta cu telenovelă era era un pas Dar nu era ușor să joci într-o telenovelă și să ajungi să joci într-o telenovelă? Nu, am fost întrebat dacă vreau și... Dar te-a căutat cineva sau era într-o agenție de casting sau cum? Nu, eu eram prezentator la Povestiri adevărate da, la... Da, la Casă TV. La Acasă TV. Unde stăteam bine, eram bine, mersi, aveam un program lejer de luni până joi, de la 17.30 până la ora 18 și un pic sau ceva de genul ăsta, doar, nu, am asta era programul meu, plus promouri, după care am zis, da, uh, na, no. let's try the next level. <laughs> Pentru că oricum aveam chestia asta în cap cu, cu covorul roșu. Hai. Covorul roșu, mare pe afiș și pe cinema. Uh, nu, doar să, da, pe cineva. Da, pe, să, mă văd, să mă văd pe ecran, atâta. Nu, asta cu afișul nu, nu, nu mi trebuia. De, să mă văd acolo, pe ecran. Asta mi-aș îmi doream și, na, da, până la urmă, s-a da, întâmplat ceva ani mai târziu, dar așa am ajuns să, să joc. ideea e că, totuși, pe covorul roșu, pășiți înainte de telenovele când erai la gaz pe foc. Da, da, nu, eram pe ecran. Da, pe. Nu erai pe ecranul mare, erai pe ecranele mai mici ale televizoarelor cu videoclipurile. Degeaba. Vrei cinema? Da, vreau cinema. Păi, asta făceam când eram mici și eu și Augustin ne jucam uh, de actori. Nu cred. Faceam da? făceam parodii. Și tu cine erai? Păi am făcut pf, parodie după uh, Rambo. Da. Așa? Nașu. Da. Țin minte, i-am făcut lui videoclip în curte. Cu, cu lângă cotețul câinelui. La ce? La, la... El era reparat, atunci și îl chema Mac Dude. Uh, ți -mi minte? Așa. Uh, și tot felul de chestii de-astea. Ne jucam de actori. Da, uite că a funcționat. La un moment dat, cred că dacă îți dorești ceva atât de tare se, se întâmplă, se realizează lucrurile astea. Nu știu cât de mult ne-am dorit sau cât de mult ne-a plăcut. Pentru că, sincer, ne-a plăcut foarte mult. Adică lui clar îi place și mie îmi place foarte mult. Acum, da. Te vezi înapoi? Te vezi într-o telenovelă? Te vezi într-un film? Ți-ar plăcea? Mie cam doar trebuie să recunosc, da. Mie mi-ar plăcea să te văd din nou la televizor, jur. Și deci... la cinema. Mi se pare că, că e nevoie acolo. Nu știu dacă e nevoie, dar mie mi e Acum... dor să mai, să mai fac măcar un, un, personaj și de data asta, spre deosebire de atunci, să-mi dau ceva mai mult silință, adică să, să fac ceea ce am învățat în Germania, știi? Disciplină. Exact. Pentru că ajunge și la asta, de ce zici să dau mai mult silință? Atunci când jucai în telenovele, ți se părea că așa o să fie mereu și că n-are ce să se întâmple? Eu mă duceam la cadru fără să... Deci am avut, apropo de filme și covorul roșu, am avut, am jucat în filmul lui Dumnezeu să ierte Sergiu Nicolaescu, care s-a numit supraviețuitor, bine am jucat și în poker, dar despre el vreau să vorbesc. Pentru că, bine, de fapt și la, și la poker. La niciunul dintre filme n-am citit scenariu. Deci, eu nu <gântu -i> am citit. Niciodată nu citeam scenariu. Eu mă duceam la cadru, pur și simplu, și acolo asta basta. Încercam să fac acolo... Uh, din, și nu stăteau oamenii mai cadru. mult după Pic. tine? Nu, nu. nu. Îți Da, mi așa. Adică ascultam, ascultam ce îmi spunea regizorul, după aia încercam să ascult ce îmi zice Partenerul sau partenera, sau să încerc să fac uh, maximum din situația respectivă. Îți dai seama, dacă ne-aș fi, fi dat mai mult interes, că uh, ar fi fost altfel. Îți pare rău? Pe undeva, da. Pe de altă parte, la ritmul pe care îl aveam la telenovele, nici nu se putea altfel, pentru că erau situații în care, uh, la telenovele cel puțin, la filme, da, îmi pare rău. Dar la telenovele sau la seriale, în general, te duceai seara acasă, să zicem, cu secvențele de mâine, ca să nu zic că, na, am mai făcut chestia asta de două, trei ori, probabil, când până mi dat seama că nu are sens. Și uh, mă uitam pe text, încercam să-l învăț, să-i dau eu un sens în capul meu, ajungeam a doua zi la cadru și... Uh, Jumate se schimbă? Totul se schimba. Textul, absolut tot. Tăiam, 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 o situație nouă. Zic pe păi, stai un pic, frate, eu muncesc degeaba. Plus că rămâi în uh, modul ăla și în uh, replicile alea. Exact. Așa că la novele cel puțin nu -avea, n -avea, n avea niciun sens. Dar ce aș fi putut face? Aș fi putut să-mi pregătesc personajul mai bine, de exemplu. Adică la inima de țigan l-am pregătit. Acolo, acolo, chiar am vrut să-l pregătesc. Pentru că veneam după câteva semieșecuri <coughs> și am zis uh, acum chiar e cazul să, să le arăt cine sunt, ce pot să fac. S-ar fi putut și mai bine, recunosc. Dar a fost, a fost ok, adică n-a mai fost un semi-eșec, a fost, a fost, un rol, să zicem, bun. Bun, da. Dar tot în perioada aia era înconjurat și de oameni care îți spuneau că ceea ce faci tu e papă de ploaie, că nu face niciun sens. Ai să râzi, erau foarte mulți dintre cei care lucrau acolo. Nu o să dau, bineînțeles, nume. Dar asta era dureros, de fapt. Adică, anturajul ăla cu oameni și cu care lucrai, nu? Și oamenii în jurul ce spuneau? Că facem chestia asta, până la urmă, pentru bani și că nu e ok să ne prostităm în halul ăsta și că hai, frate, să facem niște producții independente și ăsta este ultimul proiect la care lucrăm și după aia, de aici încolo, nu știu, ne apucăm să facem artă. Adică nu de aici încolo. Din momentul în care le spunem pa ăstora. Și am luat de bună, înțelegi? Tu ai de intrat în sindicat. Am fost, bă, era ca, nu știu. Singur. Că, da, exact. Haideți la luptă. Luptă vitei și mie și când m-am uitat în spate, eu eram setat să mă bat cu ei, am zis, clar, le-am spus pa, Că aia din spatele meu erau tot acolo. Știi, Luciene, că am rate la casă, că nu știu ce, că nu știu... Păi ne-a zis, mă, că ne lăsăm... Ne zis că, că facem un indicat, că, uite, exact. schimbăm lumea, și, Uite cum se întâmplă câteodată, știi? Da. Era, eram pe genul hipster la, la, la vremea respectivă. Adică, chiar hipster, dacă stau să mă gândesc. Da. Uite, mi-aduc aminte și fac o paranteză aici legat de povestea asta. Când am început emisiunea la ProTV și trecuseră câțiva ani de când făceam emisiunea, a fost o perioadă mai de turbulență a emisiunii. În 15 ani ai tot felul de abordări și de cancan -can, și sociale, depinde cum îți cere și piața. Și la un moment dat trebuia să prezint un alt proiect și trebuia să lipsesc vreo lună sau două de la, de la emisiune. Și au venit să dea casting, la fel, nu dăm nume, dar oameni pe care i-am văzut, care în perioada când eu eram la emisiune, făceau, cum poți să mă asta, cum poți să faci asta, cum poți să vii, cum să faci. Și apoi când, au, când s-a dat casting, păi era coada, erau toți oamenii aia care mi-au zis, știi? Adică exact același lucru pe care l-ai trăit și tu, știi? Păi, ce facem prostia asta, ce nu știu ce, știi? Și doar tu te-ai dus cu capul înainte. Da, da. Eu am să cred chestia aia. Și bine, mai aveam... Um vreau să revin la muzică, aveam deja în cap un proiect muzical, dar uh, și acolo, uh, deși m-am chinuit foarte tare cu proiectul ăla, uh, nu mi-a ieșit. Deci nu mi-a ieșit, în primul rând, pentru că era în limba engleză, în al doilea rând, pentru că era total altceva decât ceea ce făcusem cu gaz pe foc sau predestinații sau adio sau așa. Era punk rock, cine dracu să mă creadă? dai seama, după ce ai cântat o viață întreagă uh, îngeraș și moloz, <laughs> să zic. <laughs> Acum să te apuci să cânti punk rock, îți dai seama că n da, Ca și cum ar, s-ar apuca astăzi, cine zic eu, Britney Spears de muzică clasică, sinfonică, whatever. Cam așa a fost momentul ăla pentru tine, Nea. schimbarea asta. Eu țin minte că am avut, am avut concert, cu uh, un singur spectator. și <laughs> el a venit pe invitație. Dar cum se numea dunca? Cum era proiectul numele? Dark Town. Se numea Dark Town. Da, da, Dark Town. Da. Așa, așa, stai că exact. aveam notat aici. Și? Și unde ai avut concertul? La sala <laughs> palatului. <laughs> a, nu chiar așa, dar da. un centru vechi Și <laughs> deci cum am un singur spectator? Și era pe invitație, Și da. a stat? A stat omul <laughs> săracul, da. Asta. Să să ai cântat? Ne-am ne-am făcut manga. Tu și druba? Toți eram. Deci, toți. Am zis, bă, măcar, stai seama. Să ne îmbătăm și ce -o e și o eu, acum, da. Și, da, am uitat la niște înregistrări, nu mai avea nicio fel de legătură cu ce făceam <laughs> în sala de repetiții. Dar, da, am cântat, până la urmă i-am cântat omule la vreo Plăti, șapte, adică, piese. nu plătise bilet, primise invitație, tot a venit. A venit. Ok, bun. A, n-ați -a ținut mult proiectul ăsta? Nu, am avut un concert la Hard Rock Cafe cu vreo șapte, ah, Nu știam la ce vin. S-au prins, a zis, nu, nu, nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Clar nu. Ok, dar asta era după gaz pe foc? După gaz pe foc și uh, predestinat și telenovele. Din deci, moment... mamă, deci tu te-ai dus în cap efectiv. Adică succes cu gaz pe foc, ai renunțat. Succes cu telenovele, ai renunțat. Da. Uh, succes cu film, ai renunțat. Exact. Da. La toate lucrurile astea. Da. Mă plictisesc ce să fac. Tăi, că am o chitară aici <laughs> și vreau să ți-o dau pentru că eu... Ți-am spus chestia asta, piesa Adio, îți jur, de la Gaz pe Foc, era favorita și preferata mea, și mi-ai mi zis ceva mai devreme că piesa aia nici nu-ți nu plăcea deloc? Da, nu mi-a plăcut. În piesa Adio, eu n-am pus voce decât la pasajul Se aud doar pașii, pașii grăbiți în noapte. Da. Atât. Nici nu refren. nu, -ți nu -ți strofă. Nu, nu mi-a plăcut. Deja, și piesa aia, super succes. Am nu știu, nu mai țin. <laughs> super hit piesa. Da. Îți mai da. aduce aminte? ți mai aduce aminte? Normal că mi-aduc aminte. și apoi dacă vrei am... ceva de la formația când erai tu cu Pancu? E, e cam... Uh, e cam singura Asta, zi, a -a piesă da. pe care cred că o știu cât de cât la, la chitară. Ia. Yeah. Mai am una, dar... Da, că tot veni vorba despre punk rock. Da. Ladies and gentlemen. <laughs> Ia uite, băi, păi, mi-aduc aminte de ce ritmul ăsta de când ai început direct. Uh, stai stai o secundă, că să fac o, o scurtă paralelă. Te rog. Nu paralelă, de fapt să-ți să povestesc altceva înainte să mă apuc Z să... Zi zică... că te ajut eu cu microfonul. Asta, ca să, să vezi da. și de, de cât de talentat uh, sunt eu cu chitara. Ăsta a fost un alt viste al meu. Eu nu știam să cânt la chitară decât. Adică, m-am. Bine, nici acum nu știu să cânt. Deci, adică ce fac eu cu chitară este o mizerie. Dar ă, aveam nevoie să compun, pentru că piesele pe care le-am făcut cu trupa da. Dark Town și așa mai departe s-au -au născut în urma a mizerilor pe care le făceam eu la chitară. Pentru că aveam nevoie să pot compune. Trebuia să învăț acordurile și asta a fost tot ce am reușit să fac. Ca să pot cât de cât să. Să creezi ceva. Dar n-avea nicio treabă cu chitara. Și am zis, bă, ăsta e un alt obiectiv de al meu. Eu vreau să ajung să pot să cânt la TV cu chitara. <laughs> Înțelegi? Deci, tu tot ce spuneai în cap la un moment dat, făceai ce nu făceai și se întâmplă. Da, la Pro TV de da. Revelion am cântat piesa Adio live, da? <laughs> Și acum să vă arăt cât de talentat sunt eu la chitară. Mamă, o piesă respectivă. care are cât? 20 de ani? să audă mai bine vocea, să se mai tare chitara. deci am uitat versurile. Nu cred. Caut versurile? Trebuie să le știu de o mamă mă, și de treabă. Păi erau cu 20 de ani. Hai, Ai să că... hai bag refrenul. Hai, <laughs> bag, bag refrenul. Adio. <laughs> Visul. Visul frumos a terminat. Pasajul meu Se aud doar da, Se da, da. aud doar pașii, pașii Pașii grăbiți În noapte la, 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 la. Și așa mai departe. Băi, dar frumoasă piesă Frumoasă piesă, pe cuvânt deci eu cred că piesa asta, dacă ar fi masterizată și actualizată pentru 2022, ar fi fix acolo, iar piesa asta, Dio, mi-a adus aminte, cred că, de piesa celor de la... piesa lui Dan Bidman, Cât de departe. Nu? Nu seamănă un pic? Nu? Seamănă cu Cât de departe? Mi-a adus aminte. Da, ni s-a spus că... Cum se numea? ce. Deci... Isaac? Da. Uh... Toată Cred lumea. că știu despre ce zici. Da. da. Bine, n-am făcut-o eu. Eu n-am auzit. Într-adevăr, de... miau bani de, la, de, de pe drepturi de autor. Ca așa, am convenit la vremea respectivă, tot ce este împărțim. Uh, dar. Uh, Wicked Games, da. Așa, da, des. da, da. Toată lumea, toți ăștia care, colegii de breaslă veneau. Uh, Seamănă cu aia. Mă. Ați furat Da, ați furat-o. Posibil, nu știu sigur. Nu, noi, compozitorul? Da. Uh, știi ce vreau să... Atunci erai cu Andrei Roșu în trupă la Gaz pe foc și da. cu... Uh, Alin Lupșa Așa. și uh, Paul Panait. Exact. Că erați patru, nu? De fapt, nu erați trei și... Uh, cine a plecat uh, prima dată? Alin Lupșa, cred că. Nu. Paul? Uh, um, întâi a plecat... Uh, L-am dat afară pe Andrei, mă rog. <laughs> Cum l-ați dat afară? A fost o situație rahat, dar mă rog, ai. zi de fapt, povestea. Se, a fost să zit mai aproape, să mai de a mai aproape. A, fost în, a, fost, tu, a fost în felul următor. Da. La început am fost, de fapt, 5, și în formula de 4 am rămas foarte multă vreme. Dar erau probleme. Deci noi n-am fost niciodată prieteni, n-am fost niciodată foarte uniți. Era un fost... band de băieți făcut special pentru că în perioada aia se cerea, era și accent în perioada aia, era Valahia, Trei sud nu? Exact. Și erau, erau, bine, de fapt, până la noi, noi nu nu am fost primul boy band, dacă stau bine să mă gândesc. Dacă nu punem la la socoteală holograful, atunci noi am fost primul boy din România. <laughs> <laughs> după aia a venit 3 sud-est, Non-Stop, Animal, non -X. Stop, Animal X și așa mai departe. Și de ce l-ați dat afară pe Andrei? Andrei Roșu, care nu, acum nu. e ultramaratonist, ultrasportiv. Dacă t am plâns, eu personal după aia. Nu cred. <laughs> Jur. Deci am plâns, de a... dar nu se mai putea, nu se putea pentru că erau uh, tensiuni și trebuia să o ducem într-un fel mai departe și ne-am întâlnit și am votat ce să se întâmple mai departe și uite asta s-a hotărât. De fapt, dacă Andrei Roșu era gaz pe foc, de fapt, asta trebuie să o spun. Wow. Dacă nu era Andrei... Nu exista? Nu. Și voi l-ați dat afară. Ați făcut-o românească și l-ați dat afară fix pe el, care era imaginea gaz pe foc. Nu imaginea. Da, uh, el era motor. motorul. motorul. Da, da, așa cum se descurcă acum la maratoane. Maratoane și ce face el în general, așa era și pe vremea. O ambiție și de tenacitate fantastică. Ne, mă trăgea pe mine după el, adică lucram împreună la chestia aia, dar el era cel care mă motiva. Sau care ne motiva. Deci făceam. Am, am colindat, cred, toată țara, așa am, am reușit noi în, să ne afirmăm cum ar veni, sau să ne, ne facem cunoscuți. Am făcut turul radiorilor din țară cu mașina. Și băteam la ușa fiecărui post de radio și le dădeam un coșuleț cu un vin, un pulover, un nu știu ce ce mai făceam CD. acolo și un CD. Și am zis, da, că se poate să ne difuzați, noi ne-am bucurat foarte tare, noi suntem gaz pe foc, așa și pe dincolo. Și am luat-o pe la Craiova, Timișoara, deci Oradea, Bistrița, deci toată harta am făcut-o, uite așa. Și la fiu am făcut 50 de posturi de radio, cred. Și bineînțeles că din cele 50 de posturi de radio, hai să zicem, 10-15 au început să mai arunce cu piesa noastră din când în când. Dar mere. piesa asta a fost mai, mega hit. Bine, asta a fost la sfârșit, în momentul în care s-a terminat cu trupa Gaz pe Foc, în adevăratul sens al cuvântului. Dar până să ajungem să fim cunoscuți. A fost uh... multă muncă. Da, a fost foarte multă muncă. Știi ce vreau să, să te întreb? Cine a pus unele Gaz pe Foc? Andrei. Tot el? Da. Noi eram, de fapt, două trupe. Gaz pe foc uh, și formația mea cu domnul doctor de la... Mă rog, nu-i mai spune că e rușine din când în când. Cine e doctor? Uh, stomatolog? Noi nu, noi am fost cinci în trupa. Da, deci erai, uh, era uh, Andrei Roșu, motorul uh. și cel care a dat numele gaz pe foc. Exact. Lucian Viziru, da. Paul Panait, și Alin Lupșa Alin și Lupșa. Răzvan Iacob. Răzvan Iacob e doctorul. Da. E, și eu cu Răzvan aveam o formație care se numea CU2. Erai șapte. pe engleză atunci. Da, întotdeauna am fost pe engleză. Da. <laughs> e, și Andrei o ardea pe limba română cu gaz pe foc. Noi eram în același liceu, eram practic rivali dacă da. stau bine să mă gândesc. Numai că noi cântam pop, el era pe hip-hop. Înțelegi? Și după aia am zis, mă, să vedem ce poate să iasă din combinația asta. Și am renunțat la ideea de CU2. Am rămas la gaz pe foc. Da. Și a fost o nebunie. A ținut ceva timp povestea asta. A fost distractiv în orice caz. Adică, decât să stai să te duci prin discoteci ce aveam la vremea respectivă. Vox, Maris, aici, în București sau. Dar nu ați câștigat bani sau... atunci cu gaz pe foc? Ba da, câștigam și bani, dar nu extrem de mulți. Adică, mai puțin decât am pierdut eu la casino. <laughs> <laughs> adică... <laughs> da. 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 A fost da. o perioadă faină. Da, era, era, era frumos oricum, să te plimbi în fiecare weekend. Fii sincer cu mine, aveai câte o gadget în fiecare oraș? Asta o să mai spun. Noi aveam un clasament. Facusem un clasament. Nu mă întreba de ce. Așa erau vremurile. Așa erau vremurile, exact. Și eu eram ultimul. Nu cred. Ba da, eram ultimul. Adică toți aveau gagici în fiecare oraș? Nu la modul. Că... Câte goluri marcai, da. da. De fiecare dată. Deci erai lanterna roșie. Exact. Era un fel de dinamo. <laughs> Bun, noroc, suntem la un podcast cu Lucian Viziru, primului podcast, pentru că rest este foarte activ pe YouTube, îl găsiți acolo, are canalul de YouTube Lucian Viziru, pe TikTok, am văzut activ pe Instagram, pe Facebook, peste tot. <coughs> Da, în ultima vreme am rămas mai mult cu canalul meu de YouTube. Acolo mai fac vloguri, postez o dată pe săptămână. Ultima oară și din spital. Am văzut. <laughs> am văzut. Dacă vreți să vedeți un clip inedit din spital cu mine, de pe patul de spital, vă rog frumos, nu ezitați să dați... <laughs> un, un like, un, subscribe. Exact. <laughs> Da. am văzut că, știi, alții Asta mi s-a părut interesant la ce ai filmat tu pe YouTube Alții se duc la hoteluri de 5 stele și zic Haide să vă arăt camera mea, știi? uite, avem și baie și hol și filmează și fac un vlog Tu, în 2022 Sex simbolul telenovelelor Bună ziua, sunt Lucian Viziru Haide să vă arăt salonul de spital da. Asta era ideea Vreau să fac un travel vlog, de fapt <laughs> Da <laughs> Neavând cum să, <laughs> să, să mă duc la un hotel de 4-5 stele, am luat și ce am putut acum. Am început cu o cameră la Floreasca, de la exact, urgență. Dar știi că uite poate ar fi mișto chestia asta, să faci un vlog cu saloanele din România. Mă rog, nu, că ne-am întrista. Da, nu. Nu, ne-am întrista. Nu cred că, că vrea lumea să vadă așa ceva, nu. Cafea ai voie să bei? nu da. N-ai voie? No. Noi vrem o cafea, Ciucă, vrei? Da. Grea o cafea și o comandăm din telefon uh, cu ajutorul aplicației pentru că cei de la Delonghi, expresorul numărul 1 din uh, România, Italia și din lume, uh, ce credeți uh, prin telefon, pac, apeși, comanzi, Capucino să fie Ciucă, Capucino să fie pentru mine, Capucino să fie și pe... tot Capucino vrei? Da. da. Capucino, perfect, Delonghi, mulțumim mult de tot, suntem și în 2022 împreună uh, și avem cafea la, cum ne zic invitații, Câte, Carafea cafea prin telefon? Carafea prin telefon, da. E foarte tare treaba asta. Uh, bun. Revenim la podcast uh, cu uh, Lucian Viziru și spunem cum ai cunoscut-o pe soția ta, pe Ema. Vreau să ajungem așa în toate punctele. A pornit. Comandă din telefon. Uh, cool. Ce zicea? De da, la asta nu mă așteptam. De... <laughs> Ideea e că poți să-l chiar dacă ești în altă țară. Adică ți stă soția acasă sau iubita și spui, dragă, am făcut cafea. Pac, și tu din străinătate faci cafea? Păi da, dacă ai semnal. Păi ai semnal. <laughs> <laughs> ai semnal. Problema e că n-are cine să-i ducă cafeaua. Știi că trebuie să te ridici să o iei. Eh, acum. Mă rog, dacă ești plecat niciodată, nu se știe. <laughs> Ce m-am abținut. <laughs> Zic cum ai cunoscut-o pe Emma. Pentru că ești căsătorit de... E, um... 12 ani? 12 ani? Da. Tare. Noi ne știm de la vârsta de 17 ani, pentru că am fost colegi de clasă. Era colegata de. Mm -hmm. Nu era Dana, colega mea de bancă, nu. A fost și colega mea de bancă, pentru că dădeam teze, foarte multe teze împreună. Și la un moment dat, cred că am și stat în aceeași bancă. Răzvan Iacob era colegul meu de bancă, de fapt, în, în liceu, exact. Dar la un moment dat, cred că ni s-a luat unul de altul și am început și noi să mergem ca, da, ca băieți cu, cu fete. Și um, Emma a fost prima mea gagică, ce să zic. E simplu. Deci ea e prima persoană care a făcut parte din viața ta de bărbat. Mm -hmm. Exact. Și um, Ce tare mi se pare chestia asta Să fii căsătorit cu prima persoană Cu care ai avut uh, o legătură Da Atunci la vremea, la vremea aia Nu a funcționat uh, Dar ne-am întâlnit pute, 17 ani mai târziu Aveam aproape 30, da, 30 și un pic, nici nu mai știu exact. Lasă-mă, ți-am spus că matematica nu sunt, nu sunt bine. În orice caz, ne-am întâlnit acum vreo 12 ani. Așa. Zic că eu erau și curios, mai aveam și cafea. Și ne-am luat. Din momentul ăla n-am mai petrecut foarte mult timp separați. Deja tu erai stare, erai celebru. Da, eram în perioada aia cu, cu hipster da. Deci ăla. Deci, practic a fost singurul bun lucru bun din viața ta în perioada aia. Da. Deși ea mă, mă însoțea foarte des la sala de repetiții, mai dădea un sfat pe aici, pe acolo, cu ce să mă îmbrac. Da. E, e mai pricepută la capitolul ăsta. Și în seara asta mi-a zis, nu-ți ăla, că nu mergem o verde cu maro, mă, Așa. ne a spus, că cămașa e albastră. Ok. Perfect. Asta e. Emma, ai avut dreptate, dacă știam, îmbrăcam și eu la cămașă. dar cu mama soacră, când s-a produs ruptura? Că am văzut... Noi ne iubeam la început. la început Așa la început întotdeauna, nu? Da. Și mă consideram norocos. Cum adică? Mamă, ce soacra? Da. Și uite ce bine mă înțeleg cu soac. Cine s-ar fi gândit că viața poate fi așa de frumoasă? Până când? Până când mi am dat seama că viața nu e chiar așa de frumoasă. Da. Adică, mai nou, așa cum ți-am spus și în emisiune, suntem pe față. Bine, ea mă place pe mine mai mult decât o plac eu pe ea, știi? De când s-a produs ruptura asta? Că mi se pare foarte amuzant, știi? Probabil sunt mulți oameni care urmăresc podcastul care poate sunt în aceeași situație, știi? Probleme cu soacra, da! Nu știu, s-a produs la un moment dat. Nici nu mai contează acum. Nici nu mă interesează, sincer să fiu. Dar s-a produs la, la un moment dat. Suntem, da. Nu ne-am dat în cap unul altuia, <laughs> dar nici departe nu suntem. <laughs> Și de la ce pleacă discuțiile? Că după se pare și amuzantă toată povestea. Păi, dar nu, că dacă o duc mai departe, deci nu mai e amuzant, crede-mă. Da. Adică da. Se să l lăsăm așa, că așa e, e suficient, Crede-mă. Mama, mama soacră, da? Da. Plus că acum, cred că după emisiunea ta, au început să o sune vecinele. Eu ce-a zis ăla, la televizor. L-ai băgat în spital. Exact. Tu l-ai omorât. Firia dracu să fii. <laughs> Okay, deci, dar nu are nicio treabă mama soacră <laughs> Cu starea ta de sănătate Asta a fost pentru ProTV <laughs> Aici putem să discutăm mai liber Nici <laughs> deci la ProTV Mama soacră n-a avut nicio legătură cu Pe Penet, pe net, Mama soacră n-are YouTube <laughs> Exact Deci a contribuit la starea de sănătate? Te-a enervat tare? Serios, pe bune? A fost greu. a fost greu. Te bune, de aia te-ai enervat? Nu de aia. Adică n-am, au fost, sau cu mutatul, cu... Eu trebuia să-mi, să, -mi, să -mi o acolo într-un timp record. În Germania. Da, pentru că, mod, mod, normal, trebuia să... Atât cu apartamentul, cât și cu jobul, mă rog, jobul. Era, aveam un contract de colaborare acolo. Trebuie să dai un preaviz. Da. Înțelegi? Care e de vreo trei luni. Nu de două săptămâni. Și eu trebuia acum să o rezolv, să mă duc să vorbesc cu fiecare în parte, să le explic situația, să-i să ajut să își găsească un antrenor nou sau un chiriaș nou, înțelegi? Golește apartamentul, scapă de mobilă, vinde mobila, mama-soacră acolo, pe scaun, pe capul meu, înțelegi? Și cuțite în spate... Pentru că aș vrea să le spunem oamenilor, eu știind o parte din poveste, este faptul că Emma, soția ta, a venit cu patru luni înainte în țară, ea găsindu-și un job pe adevărata valoarea ei, și anume uh, marketing manager, nu? Exact. Uh, în România, cu toate că ea avea pregătirea asta, în Germania a trebuit să lucreze la un restaurant pentru uh, avea o activitate. Nu-și găsea da, jobul ei. Lucra ca și nutriționist, pentru că asta făcuse, a făcut, nu știu, a făcut niște cursuri online și. Na. Gătește foarte bine și a făcut chestia asta, dar... Nu era pentru calificarea ei, pentru... Exact. Adică aici poate să, cum să zic să strălucească la jobul ăsta. Și strălucește. Și îți moment. place când o vezi că strălucește. Și stai seama, e una să ai o soție care strălucește și care vine acasă și îți povestește non-stop despre ce a făcut. Și alta care vine acasă și e bufnată și... na. E, e Ema din Germania versus Ema din România. E... Na, e, e pe altă persoană. Iar tu, pentru că ai rămas cu Mihai în Germania, a venit mama-socră să te ajute. Da. Deci, de eu lucram până la ora... Te-ai dat cu mama-socră. Nu... A, e, sfat tuturor. Deci, și, mă rog, eu sunt mai, deci... mai trecut prin viață. Deci, da? <laughs> știi că eu... Am experiență. Aia care dau sfaturi, tot tip o bagă pe asta, că eu sunt trecut prin viață, de parcă nu s-ar vedea. Deci, eu... Da. Nu stați cu părinții sau cu socrii în casă. Sfat de la Lucică. <laughs> da. No good. Niciodată n-a ieșit bine. Deloc. Nu. No. Nici așa, nici așa. Mereu mă au ceva de comentat. Nu, cum că mi-am o problemă? Deci, Normal că da. mereu ei știu ceva mai bine decât știm noi. Deci nu cred până la urmă că e ceva personal cu soacra. Sau, Sau. Da. <laughs> da. Dacă stau bine să mă... Nu mai contează. În orice caz, deși cu mama mi-a fost greu. Da. da. Deci, da. Ok, și a venit mama soacră în Germania. Da, pe ea a stat. După aia, noi am plecat în România, după trei luni, pentru că Mihai avea vacanță în Germania, cu școala, și am plecat, am stat aici o săptămână, nu vroiam să ne mai întoarcem. După care a trebuit să ne întoarcem, bineînțeles, cu mama de data asta să-mi închei de acolo, să-l scot inclusiv pe copil de la școală. Cu mama, seama, mama ta? Mama mea, da. E, și... Da. Și nu te mai întors cu mama ta, te-ai întors cu mama soacră? Bă, nu, am întors cu maica mea. Aha. Da. Și apoi? Și apoi, da, am rămas aici. Deci, pe nu știu că am să fac o că nu înțeleg cu mama soacră. Trei luni de zile, da. da am stat cu mama soacră după trei luni de zile, ne-am întors când a avut Mihai vacanță, da. am lăsat-o pe mama soacră aici, am luat-o pe maica mea ne-am întors în Germania ca să, să încheiem... acolo tot. Toate po toată povestea acolo. Și cu mama soacră trei luni în Germania, cum a fost? Ziceai că stătea pe un scaun și am simțeai cuțitele alea? A fost, alea? de vis. <laughs> fost... Orice făceai nu așa. Nu, orice. Asta bănuiesc că e aproape în fiecare familie. Niciodată nimic nu este suficient. Nim niciodată nu vede decât părțile negative. Părțile pozitive nu o să le vadă niciodată. Mă duceam, de, de exemplu, la și Cumpăram ca să spele vasele, nu o lăsam să și le spele cu, de la ieftin. Îi luam de la scumpu, știi, cu pH și moroz. <laughs> La început. <laughs> <laughs> și îți spunea că dai banii, că arunci banii? Nu, Sau tu nu comentai, ce... era bine. Nu, la început am dus-o și la Haga, frumos, ne-am plimbat, înțelegi, cu, cu tot, cu copil, deja. Altceva? Nu. Nu? Și acum? Te duceai la supermarket și? Și acum ce? La supermarket, în de ultima de perioadă, i-am luat, îl am, luat, -am luat de la cel mai ieftin, să-i cadă mâinile. Deci. de aici. De, de, astuna, de ce comentariu? De ce comentarii? Adică ce, ce nu-i Când cer să înțeleg o situație de genul ăsta. Păi nu știu, că eu am luam sushi și chestii de genul ăsta și că îi luam de la supermarket și așa mai departe, adică na... A -a -a. Discuții. Dar concluzia e: dacă puteți să stați fără părinți și fără socrii, e mult mai sănătos pentru familie. Singuri. Dar nu ți-a afectat chestia asta căznicia? Discuțiile astea sincer, acum. Se poate, adică se poate, adică ceva urme lasă, că n are cum. E Maica s până la urmă, Și Ai văzut că. Ai văzut că. Ai văzut că. Și la mine e aceeași poveste, să nu te aștepți că e. relația dintre Emma și Maica mea e ceva de, de, de pus în necherman. Da, în drama Nu, e aceeași, fix aceeași poveste. Da. Nu e ușor cu mamele și cu mamele soacre. Nu. No. Dar e bine că a rezistat relația voastră și că rezistă în continuare. Cred că asta e cel mai important. Da, păi na, asta ne dorim și noi. Sincer, suntem mai bine ca oricând. Doamne ajută. Și sunt fericit că am făcut pasul ăsta pentru că acum... Na, E altă, e altă viață. Da, ați avut momente dificile în căsnicie? Ați avut un moment ăla de cumpănă? Momente de cumpănă? Da, ne-am certat, dar nu momente de cumpănă, la ce mod? Nu știu, să zici, bă, cred că n-are rost să mai continuăm, știi? Cred că e momentul ăla să ne vedem fiecare de drumul lui, sau uh, uh, momente care apar fie că e anturajul prost, fie că părinții intervin, ei crezând că fac bine, dar de fapt de multe ori fac rău. Nu. Nu am avut niciodată genul ăsta de, de momente de cumpără. Adică am rămas acolo, bineînțeles că ne-am certat de multe ori, ca orice cuplu, dar uh, suntem genul de oameni care le place să um, cum să zic eu, să treacă la nivelul următor, adică în urma unei Situații stresante, încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat, ce ne-a adus în situația respectivă, și de acolo să încercăm să să mergem mai departe, să, să mergem mai, mai departe, departe, dar nu să revenim în același loc și să, să, să construim exact așa cum ai spus tu și să învățăm din chestia asta. Cum te-ai apucat de tenis? Pentru că apoi am văzut acolo, la un moment dat, am făcut o documentare și am văzut așa 93 câștigă campionatele mondiale școlare tenis din Statele Unite. Bă, 93 câștigă campionatele mondiale școlare mi se pare foarte tare. Yes, e la tine aici, nu? Despre tine e vorba, nu? Yes, yes, Zici yes. că e despre Agastia, adică să așa apare. Da... Uh ce să zic, am, eu eram foarte bun la dublu. Tot la dublu, adică nu, nu, acolo nu zice ni, nicăieri că da. nu am jucat la simplu, dar eu eram foarte, foarte bun la, la dublu. Deci păi cum ai ajuns în America? Păi de la Federație, de la Federația Română de Tenis am plecat, cum ar veni, s-au dat castinguri, probe, nu s-au da. gândit pe cine să trimită. Și uh, au fost doi jucători care au fost selectați pentru că, în afara faptului că era un fel de olimpiadă asta pentru școlari, da. trebuia să te duci să, să ții cuvântări, să... era un fel de olimpiadă a prieteniei. Mm -hmm. Adică nu era numai sportivă, ci era și diplomatică, dacă vrei. Mm -hmm. Și eu vorbind foarte bine limba engleză. A fost un avantaj. A fost un avantaj uh, și, da am plecat eu. Acolo, când am ajuns, m-am jucat cât de bine am putut. S-a jucat pe iarbă, ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult, pentru că îmi plăceau suprafețele rapide. Și în 93 câștigă campionate mondiale scolare tenis în America, deci la dublu, în 95 campion național tenis la dublu, 96 primul turneu internațional câștigat și mi se pare că aveai cariera asta în față. Nu? E greu în tenis. E foarte greu, mai ales dacă nu ai sprijin din punct de vedere financiar. Puteai să ajungi mai departe? Aș fi putut să devin un jucător bun de dublu, gen Horia tecău. Uh -huh. Poate nu acolo, poate mai sus, nu știu, dar cu siguranță aș fi avut. aș, aș fi putut face ceva. Da, cred dublu. că și acolo era vorba de disciplină. Da, era vorba de disciplină, numai că acolo ne lipsea cineva care să ne îndrume. Pentru că dacă eu aș fi câștigat în Germania, de exemplu, un turneu, sau aș fi fost vicecampion național, eu n-am primit niciun leu de la Federația Română de Tenis. nu să, te, să, te, încurajeze, să te Nu trimis la niciun fel de turneu în străinătate. N-am primit o rachetă sau o minge de tenis de la ei. Sau o diplomă pe care să scrie Lucian Viziru, felicitări. Sau ceva. Aia dă un pis, da, mă, de diplomă, că mă, ca când iau, nu de asta avea nevoie. Avea nevoie de, de sprijin financiar. Și de, de, da, eu mă gândeam de ceva care să te motiveze și să spună, bă... Nu, mă, deci... aveam nevoie de bani, despre asta era vorba, sau de antrenori. Sau și-și, să vină cineva să ne spună, bă, băieți, voi sunteți buni? Mie și partenerului meu de dublu, care am, cu care am câștigat, inclusiv am făcut finală la campionatul național, bine, lucrurile nu s-au schimbat nici în ziua de astăzi. Ea fix aceeași poveste. Același interes. Poate un pic mai mult acum, nu? Interes în ce să. Din partea federației înțeleg? să susțină lua jucătorii, nu? Mai puțin, cred, decât atunci. Acum, atunci eram pe pile, să zicem, că mai trimiteau, așa că trebuiau să trimită. 8-10 jucători și plecau aia care, na, ziceau ei că e cazul, dar în rest, na, asta cu... Deci nu, 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 ne ajuta. În Germania, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, să iasă unii vicecampioni naționali sau să câștige un turneu ITF, așa cum am câștigat eu și cu băiatul ăsta, pe te-ar fi luat de mănuță frumos și ar fi spus tu vii aici la Stuttgart, München, whatever, și din momentul ăsta te antrenezi, uite, la ai pe ăsta ca antrenor federal, îți spunem la dispoziție, hai să nu, nu zic că îți dăm 100%, dar un 50% din toate cheltuielile tot... Ți le asigurăm, Ți le asigurăm și ai și antrenor. Pentru că atunci reprezentai, pentru că oricum reprezentai țara ta. Da, așa se întâmplă în Germania, de exemplu. Dar aici la noi ce? -i. Și așa ai ajuns, practic, să iubești tenisul și ai ajuns profesor de tenis, că în Germania asta făceai, erai domn profesor, antrenor. Hai să dăm pe aia dreaptă, eu nu pot să zic, mi-a plăcut, n-a fost visul meu să fiu antrenor de tenis. Asta era planul meu B, înțelegi? Tu crezi că mi-a mi plăcut? Tu ai avut un plan B. Da, ceea ce... nu e rău. Ceea ce e rău. De ce? Că nu te concentrezi foarte mult pe planul A? Exact. Mm -hmm. Și... Um, având planul B, și, doamne, uiți de planul A sau zici, astăzi parcă îmi trag mai puțin, dar când vrei neapărat să ajungi acolo și știi că n-ai un plan B, atunci o să tragi 100%, ceea ce la mine n-a fost cazul. Dacă te uitat în urmă la un Lucian Viziru de acum 15-20 de ani, ce îi spune? Să fii tu față în față cu el. <coughs> nu e <zici> nimic. <laughs> să mai asculte de anturaj și să... Nu. Nu, nu, l-aș lăsa în pace, pur și simplu. Nu, nu, e, nu cred că i-aș da vreun sfat, pentru că, în general, orice, e exact ca povestea aia pe care ți-am spus-o despre legată de, de Mihai de Fim. În Germania, deci el când a ajuns la școală în România, a crezut că nebunește, a zis, nu, se poate așa ceva. Raiu pe pământ. Da. Deci nu se poate. Raiu pe pământ, telefon. Am voie cu telefonul, în timpul orei. Am voie să mă ridic fără să cer voie. Pe acolo, dacă alergam 2 metri pe coridor, îmi luam ștrafarbeit, ștrafarbeit însemnând... Da, Penalizare. Nu, trebuie să... Deten... Îi pun să facă teme pe loc, cum ar veni teme de pedeapsă, da, cum se trad în traducere liberă. Mm -hmm. Deci îi pedepsește făcând și trebuie să stai să scrii pe cum era, ai văzut la filmele americane, că stau și scriu pe tablă de 100 de ori, cum era da. Bart Simpson. Da. nu? Da. E, așa trebuie să facă și el, numai că probabil scria în caiete sau trebuia să o facă acasă. Nu-i plăcea acolo. Nu, acolo era disciplină, dar asta zic că eu, ca antrenor de tenis, am înțeles următorul aspect, mai ales când vine vorba despre Mihai dacă îi spui să facă ceva, că trebuie să facă chestia aia, și asta nu e doar la el, e la mai mulți copii, nu o să ți-o facă decât poate dacă îl Înțelegi? Da, da. Dacă vrei să o facă ca lumea, trebuie să vină de la el. Și cum faci chestia asta? dă un pic de libertate. creează un, cum să zic eu, o... o, o dorința asta. O ambianță asta. plăcută, da, exact fă chestia asta să fie, să, să, să fie, ajungă la inimă, cumva, și să o facă. Pentru că cu forța nu o să, nu o să meargă. Da. Aici, în România, e altceva. E fix altceva și ceea ce mie, personal, îmi place foarte tare. Cât ai stat în Germania? Cât ați stat în Germania? Una peste alta, hai să zicem, aproape șapte ani. Mult? Da. Prieteni noi acolo, cunoștințe? În Germania nu poți să-ți faci prieteni. Nu cred. În șapte <laughs> ani nu aveți familie cu care vă întâlnați la grătare, doar în care să mergeți, doar români. Da. Nemții nu ies, nu fac grătare. Adică, ba da, țin minte, un grătar la care am rămas mască. <laughs> în Germania? Da. Pentru că a fost primul grătar pe care l-am, văzut, la care am asistat. Da, la un lucru fantastic, că făceau grătarul la Boloboc, știi? Nu cred. Ba da. Deci au luat bolobocul ăla. Da. De, pentru cei care de construcția nu știu, da, da, are. E aia cu bula aia de, de aer. Ca da, să fie drept, totul Să fie drept, înțelegi. Și cum au pus grătarul și ce au pus să vadă dacă stă grătarul drept la boloboc? Da, bine, ok, se punea un pic de ulei acolo și ca să fie uleiul perfect, înțelegi, i-au pus bolobocul. Adică deci, să nu stea ulei într-o parte. Deci așa faceau grătarul. Și nu. Altă viață. Da, e disciplină, într-adevăr, dar nu-ți face rău chestia asta, dar cei mulți strică, știi? Sau nu-ți face rău dacă te-ai născut în stilul ăsta și ai crescut așa. Probabil venind cu spiritul ăsta de în România, unde erai destul de liber și unde erai învățat să faci cam ce vrei și când vrei, restricțiile astea te încorsetau puțin. Mi-a fost foarte greu la început. Mi-a fost foarte greu, mai ales eu care mă trezeam la 12-1. <laughs> Actor, teledovele, star. Te-ai dus acolo și... Zici? Artist, eram, îl pui pe artist acum să trebuiască să stea pe teren câte șapte, opt ore la 40 de grade sau, mă rog, în Germania mai rar 40 de grade, dar era bine și la 30, nu aveam o problemă. Și cum era? Când era ora, începea la ora 7 fix, la 7 fix începea, nu la 7 și Dar nu, nu se punea problema să înceapă mai, un minut mai devreme sau mai târziu lecția. te disciplinat? Eu cred că da. Eu așa cred. Dar e o experiență a fost interesantă. A fost o experiență interesantă. L-am întrebat pe Fimiu, în două rânduri, asta nu mi-a plăcut. Orle de sport, mai, mai faci un basket pe aici, pe acolo, un handball, un, mă rog, de sport. Și ce vă punem să faceți la orele de sport? Nu, no, păi ăla stă și se uită pe telefon și până noi ne lasă și facem fotbal, basket, de-astea și așa mai departe. Asta nu-mi place. Înțelegi? Adică, mai ales când plătești pentru așa ceva, asta nu mi se pare ok la România. Bă, nu ies că sunt aici, depinde unde te duci. Că dacă te duci la cei mai buni, probabil că nu o să dai peste așa ceva. Sau peste tot sunt uscători, nu? Dar la mine nu există. Adică, eu m-am cel puțin în ceea ce privește munca, deci acolo o făceam ca la carte. Nu putea să-mi vină și am, vedeam nemții, pe care eu iar arătam cu degetul, înțelegi, după câțiva ani de zile. Și ziceam, uite și până acum își face lecțiile. Hai de capul lui. Ajunse să-i mai neamți decât nemții. Da. Ceea ce ne Care e cea mai tare experiență pe care ai trăit-o în ăștia șapte ani în Germania? Sau una amuzantă, sau una pe care o să minte așa mereu. Asta cu grătarul la boloboc mi-a plăcut. Asta cu grătarul a fost ok. Știu că zic? să încerci tu mă, grătar la boloboc. Ce -am boloboc. De... <laughs> nu știu. Am... Acolo când oprește poliția știți, am greșit, îmi pare rău, lăsați. Ai avut momentul astea sau... Am avut, da. Uite, apropo de poliție, bineînțeles. <laughs> Pentru că... Am venit la început din România, nu eram obișnuit cu faza asta cu centura și bineînțeles că nu aveam, dar m-am dus cât 200 de metri trebuia să mă duc să arunc niște sticle. Pentru că acolo nu poți să le arunci oriunde, le iei frumos și nu poți să le arunci nici oricând, doar într-un anume interval orar, adică Duminica n-ai voie și dai voie doar până în ora șapte și căcat. În fine. Și te duci și le pui verzi la verzi, albe la albe, albastre la albastre, de sfine să dai cu ele de, de pământ. Dar, în orice caz, mă obișnuisem cu chestia asta. Și după aia m-am dus să ai ok, să mă duc acasă. Și am văzut mașina de poliție care trece, nu știu cum, mă rog, băneți ca ochiul format, n-aveam centura pusă, mai aveam 5, 150 de metri maxim aveam până acasă. I-am văzut, m-am făcut că nu-i văd, ei se duceau în dreapta, eu trebuia să mă duc în stânga, după am făcut repede dreapta și după repede în, în curte, i-am văzut în spatele meu. Și nu ți-ai pus repede centura? Ce să mai pui centura? m luat transpirațiile, eram... A venit la alergând după mine, în curte. Alergând? Da. Girofar? Nu, no, pe jos. Da. era pe jos el? Da, lăsați mașina în stradă și a venit alergând după mine. Că v-am văzut și eu și colegul. Știu, domne, știu, stai liniștit că m -ai văzut. <laughs> cât vrei, ia. A, adică nu se punea problema, ți dau și pagă. Cât mă costă cum ar veni. Amenda. Da. Nu mai știu cât a fost. Cred că vreo 100 și ceva de euro. Și a, ai plătit amenda. Am plătit. Am rămas fără, Cred fără că... carnet la un moment dat. Da. Altă dată. da, O lună de zile am mers cu bicicleta, dar nu mă deranja. De da. ce ai făcut atunci când ai rămas fără am carnet? Trecut, deci nici n-am văzut. Eram și cu în mașină. Uh, am trecut pe roșu. Singurul semafor pe care l-am luat... Bine, băi, pănuiesc că ei știau că poți să, să treci pe roșu acolo și... Da... Uh, M-am trezit cu Dita mai flash în ochi. Și, uh, și nu l-am luat or oricum, ci pur și simplu la vreo 6-7 secunde după ce se pusese roșu. Da, dai da. da. Sau poate chiar mai puțin, nu știu mai. Da. Frumos, experiențe frumoase în Germania. Da, îți dai seama că. Centura și, -a, și astăzi mi-o pun în România. Dar știi că am citit la un moment dat un uh, studiu și că în Germania primul sunet pe care copiii îl rețin și îl aud este clinchetul acela de centură. Mi s-a părut foarte tare chestia asta. Știi, când e copilul mic, că, că tu, că uh, toată familia, ce face? Puh, pui centura prima dată când urci în mașină. Da. Ceea ce e extraordinar, pentru că salvează vieți. Este bine, pentru că acolo nu o să vezi... Uh, Adică, ei nici nu prea se depășesc pe drumurile astea naționale. La început mă gândeam, ce tot stau ăștia în fundul meu? Da, -te, mă, dă, du-te mai nenem, că nu aveam chef să merg, nu aveam chef să merg repede, am zis, eram undeva pe la 80-90 la oră și toți stăteau în fundul meu, de traversa, le făceam... Depășiți-mă! Depășiți-mă, pardon. Și nu, nu, nu depășeau. Nu depășeau. Și nici te claxonau mai claxonau din când în când. Eu vreau să merg mai repede, dacă sunt de tâmpiți. Adică... <laughs> la faza asta cu depășitul nu se riscă. Nu se riscă. Uh, haideți să facem așa, mai trecem prin tot felul de lucruri, dar mi-am pregătit aici. Ai avut la un moment dat, anii, povestea asta, nu mai ține aminte, te-ai certat cu Simona Gherghe? Da. Nu, bă, ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Da, nu știu, Simona era rivala era pe tronsonul emisiunii mele și eram rivali la un moment dat. Și am citit Lucian Viziru, pac, ceartă cu, cu Simona Gherghe. I-a zis, senzațional adevărat pentru mine ca jurnalist, Simona Gherghe este zero, spune Viziru. M-am văzut prin ziare chestia asta. Îți dai seama că astea par din epoca de, de piatră, certurile astea și atât de, de mult timp? Mai a enervat, dau-o de aici. nu de... <laughs> 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 pot <putut> să cred. <laughs> Păi momentul în care eu m-au invitat la emisiune uh, și eu le-am cerut, nu știu, 2000 de euro, nu mai ești, ceva de genul ăsta ca să cânt în emisiune. Dar și când a ieșit asta? Pe post. 1000 de euro, uite. 1000... Mie... Lucian Viziru a cerut 1000 de euro de la acces direct pentru a veni în și a discutat despre scandalul cu Tania Budi. Însă artistul s-a spălat când Simona Gherghe a povestit în direct despre pre pretențiile acestuia. Ce ai fost, uite, da, și tu implicat m-a făcut, de, da, cum îi zice, Robbie Williams de România, că cine te crezi, că nu știu ce... N-ai voie să ai ca jurnalist, tu știi, nu poți să ai genul ăsta de remarci. Adică tu poți să fii imparțial și atât. era dreptul tău să, să ceri și dacă ți se dea bine, dacă nu iarăși bine. Da, bine, da, dar ea vrea să vorbească despre... Dar cu Tania Budi era atunci? Vreo relație, ceva? A fost o chestie care iar m-a... Da, a fost? A fost ceva acolo, dar nu vreau să mai discut, <hî> că Bine, de fapt, acum nu nici mai contează. <hî> a fost mai degrabă o aventură, o distracție, iar pentru ea un business. Uite, am găsit asta în zile. De că până la Ai fost cu Tania Budi? Frumoasă femeie. E rea. E. În continuare. Pare neschimbată. Ați avut o relație? Ați fost mult timp împreună? Ce zici? Ați fost mult timp împreună? Nu, nu, nu știu de asta zic. Încă nu nu te-am auzit și de ea. <laughs> Bine, mergem mai departe, a? Și cu Simona cum s-a da. terminat? <laughs> Bă, vă dați seama, și l-am prins pe Lucian Viziru, că nu putem să bem o sticlă, două, trei de vin, ca atunci să meargă lucrurile altfel. Bem uh, Aqua uh, Carpatica, ceea ce vă recomandăm uh, și dumneavoastră, uh, și povestim, uh, cum se zice, așa, la pesec. Asta stai știți. Dar cu Dacă... Simona te-ai te împăcat după aia? Nu. Nu te-ai împăcat. Nu. Nu. nu mai prezint acest direct. Da, a rămas însărcinată, nu mai știu ce s-a întâmplat, de ce a ieșit din schemă de acolo, dar oricum, ce a făcut ea în, în direct, nu se face. Adică nu ai voie. În momentul în care ești om de presă să faci da, ce a făcut. Știi ea. cum e, ca să fim jurnaliști până la capăt, ar trebui să o sunăm și pe ea, să vedem cum au stat lucrurile, așa că mai bine de asta zic, depășim momentul. Exact. Uh, și doar am citit din presă și doar am văzut povestea asta. La un moment dat erai supărată și cu Eurovizionul, pe Mandinga. Eu nu eram pe Mandinga supărat. Păi, By bă, da, uite, spune că după Mandinga <laughs> nu avea dreptul de a trece la. nici nu contează. Chestiile astea niște se parcă s-au întâmplat atât de, de mult, nu ți se pare că a trecut timpul repede? Bă, da, da, mi se pare că au trecut, dar într-adevăr, acum dacă stau să mă gândesc, copilul era mic, <gântu -i> Mihai avea un an, doi, probabil, ceva de genul ăsta. Da. Îți dai exact, seama că, pe... că noi ne raportăm întotdeauna la copii când vine vorba de timp? Știi, am observat chestia asta de mai multe ori la podcastul ăsta. Mihai avea un an, Mihai avea 3-4 ani, barometru, înaintării noastre în vârstă e, e copilul, ceea ce mi se pare incredibil. Da, păi stai seama că ei se schimbă în perioada asta. Noi avem senzația că rămânem la fel în capul nostru. Da, adică, numai că ne dăm seama că lucrurile stau altfel după ce vedem când cresc copiii. Să nu știu ce să zic. Te mai gândești la un copil? Nu, nu. Dar dacă e să fie, eu personal n-aș zice nu. Deși nu cred că mai e caz. Adică avem și noi o vârstă. te-am întrebat pentru că tu vii dintr-o familie unde mai ai un frate. Da, și e mama mai are un frate. De asta zic, veniți din familie cu frați. Dar diferențele de vârstă nu sunt așa mari. Și contează asta nu știu, poate o fi mai bine chiar. Că noi am avut foarte multe momente în care nu ne-am înțeles. Tu cu Augustin? Atât eu cu el, cât și Emma cu frate. Așa că... Tu, care e diferența de vârstă între tine și Augustin? Trei ani și jumătate. Te enerva când era mic? Uh, nu mă enervau alții și eu mă răzbunam pe el. Nu aveam cum. Adică dacă mă enervau părinții sau alții de eu, luam și den cu capul de pământ, l-aruncam în râu, trebuia să mă răzbun și i am spus acum, când recent i-am spus, până tu nu înțelegi că trebuia să mă răzbun și -o pe cineva, pe cine să mă bun? că era cel mai aproape. Și da, de ce ți-a reproșat, ți a zis, bă, mai ții minte că mă băteai, nu? Da, da, mi-a reproșat. Ce, ce îmi făceai, ce jigodie de om, era aici, nu știu ce, zic, da, de acord cu tine, da. era erau vremurile, Te tu exact. erai la mic. It was not my fault, my friend. Cum te înțeles cu el, cu Augustin, cu fratele? Um... amestecat așa. Adică cel mai, cea mai frumoasă perioadă pe care am petrecut-o împreună a fost uh, aia de la filmări. Am filmat împreună pentru serialul Regina și aia a fost cea mai frumoasă perioadă pe care am petrecut-o împreună. Pentru că acolo ne duceam, eram la lucru, ne ajutam, nu aveam absolut nimic de împărțit și ne bucuram să fim unul lângă altul. Chiar să și lucrăm unul cu altul. Țin minte că Eram, nu știu, eu, am avut o trei zile de naștere, una după alta. Și băut, am băut trei zile la, la rând. Eu, dacă îl întreb pe el de, de mine și de aventurile mele cu așa, o să zic că. Sau puteți să vorbiți trei luni de zile. Și încă o sticlă de sâmburești pentru domnul Lucian Viziru s-a strigat, vă rog frumos, după ce trece de această perioadă mai puțin să fie dificilă fie. să fie să se noteze Eu sper că săptămâna viitoare după ce îmi voi fi făcut uh, setul complet de analize uh, eu se ajungă la concluzia că de fapt nu este decât ceva la stomac și să pot să uh, rezolv sticlele astea două Da, mulțumesc uh, Și am ajuns nu mahmur uh, la filmare deci au, au fost trei zile în care am băut non-stop și nu știu, dar am mai văzut colegi care erau în situație asta. Uh, colegi, nu o să dau nume, bineînțeles. Uh, aveai un soi de uh, atac de panică. Cel puțin mie mi s-a întâmplat chestia asta la filmări. Nu mai puteam să țin minte nicio replică, absolut nimic. Deci creierul meu era resetat complet. Știam cine ești tu, adică Augustin, știam cine e Dan Condurache și așa mai departe, dar nu puteam să mai... Deci nu mai știam uh, când să intru cu replica mea. De fapt, asta cred că era problema. Nu mai știam când să intru cu replica. Și noroc că eram lângă Augustin care tot timpul făcea semn cu mâna așa. Dădea semn. Dădea peste picior, peste peste mână. Vezi că trebuie să intri acum, cu alte cuvinte. Și mi s-a părut... Uh, da. Asta Dar de ce nu v-ați înțeles bine? Ce să zic, eu... El a luat-o pe alte căi, adică... De Te el s ocupat... De noroc? Nu neapărat. Eu eram cu tocilarii, el era cu... Ce să Golani. Zic? Golani. <laughs> Știi? Și na, nu pot zic neapărat cu tot Eu eram cu sportivii de performanță, dar în niciun caz nu erau golani. Adică toți sportivii mei de performanță, dacă e fi pus față în față cu unul dintre golanii lui Augustin, se întorceau și plecau. Se vedea da. diferența. Nu neapărat că se vedea diferența. Adică vedeai că sunt. N-ar fi făcut față din punct de vedere psihic situației. Este simplu. Sau chiar și cu Augustin. Da. Am văzut și la, că l-ai menționat mai devreme pe Țibul, că spunea la un moment dat că era frică de Augustin până să facă cunoștință cu el. M-am uitat la podcastul. Da. Eu. Da. Și... Da, am luat-o pe căi diferite. Da. Nu, 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 aveam un numitor comun la capitolul ăsta. Și uite, golanul ăla practic a rezistat și în 2022 joacă în filme, Uh, e și el tătic. Îl duce capul. Îl duce capul. asta și zic, el tătic da. și la urmă pare că un alt da, Augustin Viziru. Da, să știi că m-a surprins la capitolul ăsta pentru că eu mă așteptam să, să fie ceva mai relaxat în ceea ce privește copilul, dar l-am văzut concentrat la modul pozitiv, știi, adică se ocupă de copil, se trezește de dimineață, merge cu să în parc și așa mai departe. Da, sunt mândru de el la capitolul ăsta. Adică nu, chiar nu mă așteptam. E pentru prima dată când îl văd focusat în adevăratul sens al cuvântului. Că pot mai fi fost el pe la filmări sau pe la fermă sau pe unde mai... Dar aici îl vezi focusat pe, pe copil, pe, pe familia lui. Da. Știi, asta vreau să te întreb. Frate, tu, Augustin, mi a dat aminte că la un moment dat, când trecea prin tot felul de etape, ajunsese campion la biliard, pentru că îi plăcea atât de mult biliardul și ceea ce făcea, încât ajunsese campion la biliard. Iar mi s-a pus, îmi păru senzațională treaba asta. Și e cam fix aceeași poveste. Îi bate pe aia din talent. Adică... Imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi muncit în adevăratul sens al cuvântului. Asta i-am spus și eu. Adică, recent. Înțelegi? <laughs> <laughs> Pentru că singurul sfat, apropo de că nu mi-a venit nicio idee la un moment de ce ar fi trebuit să-i spun lui Lucian vizirul ăla de acum 15 ani, cred că asta ar fi singura chestie, dar ca ăla să mă creadă pe mine sau să facă atât Augustin cât și pe ăla de acum 15 ani să mă creadă pe mine, ar trebui să știe că eu sunt ala din viitor cum ar veni, mm -hmm. știi? Da. Și să mă vadă și zic fraierilor fiți atenți, munciți, și zi, dă te mă, da, mă mea de aici. Asta ar fi, să ne asta ne ar fi răspunsul, da. Te, și a, acum cum e relația cu Agustin? E okay? E, okay. Da, e ok. Când Vă, vă bătați? Am, Am ajuns la spital um... Pe 31 decembrie? Pe 31 decembrie s-au deschis ușile de la salvare și prima față pe care am văzut-o <laughs> intrând în salvare a fost a lui. Adică l-a sunat Emma sau... L-a -a sunat Emma. i-a spus vezi că frații tăi are probleme și el era deja la spital acolo, s-au deschis ușile și a băgat capul înăuntru și a mă așteptam să te văd aici. <laughs> da. da, știi cum e, sângele apă nu se face. Corect. Și mi-aduc aminte că la un moment dat uh, am povestit cu el, uh, mie mi-e foarte, foarte, drag Augustin, și am povestit cu el și când mama voastră a avut uh, atacul cerebral, m-am băi, pe fratele meu mai am. Sau po povestea atunci nu vreau să pierd pe mama, pe fratele meu mai am. Și povestea cu atâta sincer, uh, încărcătură, pasiune. Mi-a mi plăcut mult de tot. Vă bătați așa când erați adolescenți? Nu, pentru că la un moment dat. Dați-mi voie, vă rog frumos. Vă mulțumesc masa să fie servită, ia uite de aici. Așa, perfect. Merge? Mai punem un pic? Da, nu, lasă-l să respire, te rog frumos. <laughs> să simți buchetul, da? Exact. lasă să simți buchetul, și. <coughs> când eram adolescenți, nu. Ți-am povestit că le deam cu capul de parchet, de pardoseală, de whatever. Când eram mic, când s-a făcut mai mare, am știut că e cazul să mă retrag. <laughs> Bos? <laughs> ok, până aici. Da. Um, o dată mi-am luat. Asta nu e... cred. Da, da, da o dată mi-am luat. Când, cum? Ne jucam pe, nu știu, Nintendo, ceva de genul ăsta. M-am um, enervat eu cu ceva, nu știu ce, mi-a tras una, nu mai știu dacă e doar în mintea mea că mi-a tras-o. Fie în cap aici, în fel de castană, dar <laughs> O castană de 5 kg, așa, fie <coughs> mi-a dat-o pur și simplu un nas. Și mi-a sujnit sângele. După care, mă rog, mi-a revenit și am zis, mi-am spus mie, nu i-am spus lui, moșule, de astăzi e, e cazul să să <coughs> o, -o, -o adem pe gen Elveția. Știi? Deci, deci mai... de astăzi nu mai căutăm cu ăsta micu. Ăsta micu crescut se timp. Da, era deja periculos. Era... Dacă ar fi să spui un lucru, uh, la ce mai bun Augustin decât Lucian, care ar fi lucrul ăsta? Um... Eu... să zic mental cred că a fost mult mai rece, deci e... a, nu tupeu, gata, știu. <laughs> tupeu, frate, da. A încercat așa, elveția, știi, diplomat, bă, mental, știu ce, bă, concluzia. Da. Deci Augustin vizirul e mai bun decât Lucian Viziur la? Da, la tupeu. La tupeu, a? Da. Clar. Are? Da. Și când era mic în, în școală, deci el nu se baza pe nimeni, se ducea la aia mare țipa, ce bă, că îți facă nu știu ce. tot se gândeau, bă, trebuie să aibă pe cineva în spate dacă face halul ăsta. Știi? Dar el nu avea pe nimeni în spate. Era ca și cum avea o oastă întreagă de ieniceri, de, de, de grăniceri, de ce vrei. Da. Deci ștupeu. Și dacă ar fi un lucru la care Lucian vizirul e mai bun decât Augustin Viziru, care ar fi? Aia am fost mai muncitor. Mai muncitor. Da. Yeah. Și dacă ar fi să faci un, uh, un clasament uh, care era, e care era mai, mai bun la sport dintre voi doi? Păi ca cine are mai multe trofee, medalii? Pe principiu te uiți așa în cameră Ia zi, Augustin, cine are la acasă trofeile și exact. medaliile? Cine? Cine? Ia să vedem. Hai să te numărăm. <laughs> cine e mai bun la, la teatru? La actorie? Good one. Aici nu, da. Și-a întrecut elevul profesorul? <laughs> Aici nu știu ce să spun. Pentru că dacă spun că eu... nu no, să o lăsăm așa. Ok. Da, da, asta nu. Da, asta. Să rămână, cum să zicem, în, în pronunțare, Rămâne pentru în pronunțare. că e 2022, iar Lucian Viziru s-a întors back in business, așa că abia aștept să te văd din nou în cinema, în telenovele, la film. Dar la dans, care e mai bun dintre voi doi? ai văzut vreodată pe Augustin Dansand? <laughs> nu? No. No? No. Mai bine pentru tine. Că... <laughs> Poți să descriu un pic? Adică... Pe asta a fost și motivul pentru care lui nu a ieșit cu muzica. Înțelegi? Pentru că eu am, așa cum ți-am spus... Plătit că... albumul la DJ Phantom. Exact, o formație și dacă îl vedeai cum se exteriorizează pe, pe scenă, <laughs> n-ai fi vrut. Părea ca și cum îl doare ceva. îl <laughs> doare, dar, dar nu știu unde. <laughs> și toți se scutură sperând cumva că îi trece durerea. Și în același timp, na. Cam atât. Nu mai trebuie să zici altceva. Știi imaginele alea cu Elon Musk la un moment dat la o unde îl pun să danseze? Nu, nu le-am văzut. să le cauți pe, pe Google, e, e genial. Uh, e vreun sport pe care nu l-ai încercat până acum, dar îi vrea? Am și niște întrebări de astea, mai fulger, așa. Da, parașutism. Da? Nu te-ai dat niciodată cu parașuta? Da, cred că acum l-a cepit palaca. <laughs> ai pierdut momentul ăla. Da. Bun. Deci cu parașuta s-a dus. E vreo țară pe care ai vrea să o vizitezi și încă n-ai vizitat-o? În Japonia. În Japonia? Mm -hmm. Te-ai pupat mult în filme? Asta am băgat-o de la mine, așa, nu era pe lista scurtă. Da. da. Și? Foarte rar cu limba. De ce? Pentru că, Pentru că se nu, se da, nu se face. nu se, face, am învățat pe parcurs. Dar uh, uh, era un serial la Pro TV, Om Sărac, Om Bogat, da. Se nume. Cu Brânciu. Horia Brenciu. Horia Brenciu și partenerii mele din, din filmul respectiv, am făcut o surpriză. Cine era? Uh, am uitat cum o cheamă. Om bogat, om sărac a fost serialul uh, după plecarea lui Teo Trandafir de la Pro TV, exact. în locul tronsonului. A fost un an și ceva și apoi țin minte că am venit eu la, la, la Pro TV. Și zic zi cu partenera. Știu că și-a tras capul pe spate săraca fată <laughs> pentru că nu știu dacă ea știa că nu se face cu limba, dar a fost un moment în care pur și simplu nu m-am gândit, ori eram eu prea tare în personaj și la felul de-astea. Dar, în orice caz, da. mai aveam un pic și simțeam stomacul, adică ficatul și da, pancreasul, duodenul. Iată, de deci ce ai fost <laughs> Da <laughs> Dar De ce nu se pupă cu limba? Adică, când vă sărutați, că am văzut în film, adică mi se pare că. E... Nu, aia, ți se pare că ai văzut. Da, nu? Foarte rar te pup cu limba. Adică, o, o scoți un pic. <laughs> Înțelegi? dar cât se pare că vrei să o bări. Dar de fapt nu. De deci nu, da? Nu, nu. Așa, și atunci ce a fost? A fost un moment de nebunie al tău. Da. Memorabil da, de altfel, o? Pentru mine, da. <laughs> și cred că și pentru ea. Adică nu știu de câte ori a apucat să se mai pupe prin, prin filme, dar, da, eu m-am pupat de puține, de multe ori. Și foarte rar cu, cu limba. E ceva ce iubeai când erai copil, și acum nu mai ai timp să faci și ți-ai dorit să faci? Um, nu știu, mi se pare că. Da, hai să zicem, sporturi. extrem de multe sporturi. Adică, atunci când eram copil, Jucam fotbal, jucam tenis, după aia basket. Da. Jucă, au stă în cap proștii, mă rog, nu noi, copiii noștri. Da? Astea sunt vorbe din alea de bătrâni. Știi, ca au, dacă se uită de ăștia de 13-14 ani, ai, ce copilărie am avut noi și uite-te la ăștia. Da, 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 da. Știi? Dar chiar, uh, noi chiar făceam sport. Bănuiesc că dacă aveam și noi internet, console și așa mai departe, fix la fel o ardeam. Dar... Uh... Da. Ce ți-ai dorit să devină, Mihai? Mi-aș dori să devină jucător de tenis, pentru că dacă... Îi place? Nu îi place din cauza lui pentru că Taxon nu reușește să fie calm cu el, cu copilul pe teren. Știi? Tocmai de aia, poate, Taxon ar trebui să fie antrenorul copilului. Te-ai gândit la treaba asta? Da. În orice caz, l-am dus până la un punct în care să devină campion pe mini-județul nostru de acolo, din Germania, și să se lase după aia. S-a lăsat? Când aude tenis, parcă aude de dracu, știi cum? Nu are nicio legătură. Cu... Pentru că exact ce spuneai e ceva mai devreme, uh, cred că contează foarte tare cum pui problema, nu? Da, eu am fost sever cu el. O disciplină. Mișcă-te, aleargă, la ora cu tare trebuie să fie acolo, trebuie să-ți iei singur geanta, să-ți faci singur geanta cu fracheta, cu... Dar nu așa se face performanța, sau nu așa se făcea performanța în gimnastica din România, în sportul din România, adică nu era militaria asta? Acolo era bătaie, deci era, își luau omorul fetele Deci, își luau bătaie. Erau poveștile spuse care, într-adevăr, erau înfiorătoare. Dar este aceeași chestie, se întâmplă aceeași chestie... Sau la un moment dat, după ce, dacă ai reușit să le aduci la un punct până acolo, pentru că este posibil. Unu, fie se vor lăsa în secunda, doi, așa cum am făcut eu când și-au luat mei mâna după mine, la 17 ani, când am văzut că pot să fac ce vreau, m-am lăsat. Fie prin ură pe tine, adică tot timpul o să se gândească cu ură la ăla care le-a agresat sau care le-a antrenorul ăla care arunca cheile după ele mm. sau cum mai știu eu ce. Știu? Da, de, de asta e, nu e ușor de gestionat. Și tot timpul asociezi, la, la fel cum e și la Mihai acum, tenisul cu ura, cu uh, problemele și nu e nimic distractiv în chestia asta. Ori dacă reușești să să o îmbrățișezi, să treacă prin tine treaba, asta e altceva. Uh, am găsit o fotografie și aș vrea să îmi spui dacă ai ceva de zis în apărarea ta. Ok. Da. Pentru bueno. Cei care se uită la noi este nimeni alta decât celebra actriță din telenovele. O să o vedem și pe ecran, nimeni alta decât Gabriela Spanic. Spanic. Unde Lucian Viziru s-a sărutat pasional la ce vreme. Da? -a zi, a, aici a fost cu limba <laughs> All the way, my friend. Deci, deci la, în secvența aia. Da. Cum a fost cu doamna Gabriela? Că acum e doamna. A fost... Că mulți au zis că, mamă, ce ai făcut? M-au oprit la un moment dat și poliția. m-am speriat, zis, ce mă întrebați? M-a întrebat poliția asta, ai dat și tu acolo? <laughs> 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 zis, tu. <laughs> <laughs> mamă, nu că mai speriat. Am zis că mi-e e carnetul, că nu știu ce. Nu, tată, atâta vreau să știu. Dacă e ai cum ai zis? a zis, zis frunul la un moment dat, n-a zis așa polițistul ăla, dacă ai băgat ursul în bârloc. <laughs> Erau niște curiozități la vremea aia. Da, clar. Și? Uh, și Curiozitățile au rămas <laughs> în 2022. <laughs> aia a fost tot, că despre asta spune. Aia a fost tot ce s-a întâmplat. E... Eu, sigur, aș fi vrut mai mult. Cred că și ea ar fi vrut mai mult, numai că ea venise la București cu managerul ei, care era și fostul ei iubit, care, de care tocmai se despărțise. Ah. De vreo trei zile sau ceva de genul ăsta. Și nu s-a putut face absolut nimic. Deci rămăsese... când tu te sărutai cu ea în poza asta, managerul era undeva în spatele camerei de filmat. Fostul ei iubit, adică. Da, da, da. Adică noi ne-am... A fost o petrecere de ziua ei după filmarea asta, la Cheoche, țin minte. Da. Unde am consumat un stil caracteristic ceva sticle de vin whatever ce mai fi băgat atât eu cât și ea și ne-am dat întâlnire ulterior la, la cum îi zice, la hotel da. Tu cu ea? Da. Și? Nu s-a putut. De ce? Că era animalul acolo. Nu te-ai seama. Pe și a venit? Era hotelul ei. A. Da. Și? Eu am venit la hotel, dar mi-a spus era, venise cu doi, cu managerul și impresarul oarecum. De. Și eu eram, mă înțelegeam foarte bine cu impresarul care mi-a povestit de toată chestia asta. Dar nu, mala mi-a spus, bă, nu o las asta să iasă din camera, ferecat că porțile castelului, gata, s-a terminat. Și după aia noi am mai vorbit la telefon, adică vorbit la modul că ea nu vorbea decât limba spaniolă, iar eu uh, mă apucasem de limba spaniolă. Nu știu ce aveam în cap, dar uh, aveam casete la vremea respectivă, țin minte, de alea cu... Băgai caseta în casetofonul de la mașină și începeai... Bueno! Yo estoy Miguel! Bună! Sau... Și uite, <cotape> așa am ars-o... <cata> vreo două, trei săptămâni. Deci, mai, mai, mai zic cum erau din lecțiile astea, că ești foarte. Mare. <laughs> uh, și. Miguel? eu uh, Muna, da. <laughs> eu sunt Mihai. Așa. Embarasada. Și uh, am reușit să stăm de vorbă la un moment dat. Eu eram. În tu în spaniole pentru ea? Da. M-a invitat acolo unde locuiește ea sau unde locuia. Florida. Dar până la urmă am hotărât că nu vreau să mă duc. Da. Nu mi-a plăcut de ideea de a... a... Zic? mă duc acum în casă la femeie, poate nu-i mai place brus de mine. Înțelegi? Da, ai simțit că i-a plăcut de tine. Atunci mi s-a părut că e ceva între mine, dar putea să fie doar în capul meu, adică nu trebuie neapărat să fie adevărat. Adică, na. Dar sărutul la memorabil este? Pentru mine, da. Nu știu. Bun, dacă ar fi să ai o superputere, care ar fi aceea? Dacă ar fi să am o superputere... Să-mi blânzesc soacre. Ce să nu știu ce să zic. <laughs> Pentru toate soacrele din lume se știe. Vă mulțumim exact. mult de tot. De să îmblânzim soacră, mi se pare tare asta. Super puterea. Ce super putere ai. Să îmblânzim soacră, mi se pare bună asta, genială. Cred că mi-ar mi plăcea să pot să zbor. Da. Te-ar plăcea. Da, mai ales că chestia asta cu parașutismul pe care n-am. N-ai ah. încercat-o până acum și nu se știe cum va funcționa de acum încolo. Dacă poți să mă rezolv la capitolul ăsta, să știi că, din nou, repet, nu e momentul. Adică nu vreau să, să încep să zbor și adică vine Cătălin și spune da, mă, te-am rezolvat. Da, te da, da. Uite, de astăzi o să pot să încep să zbor și să cad, <laughs> știi, că... da, pe o mașină, pe o, pe o dubă, pe da, ceva. Pe... Că -a zis, dar, bun. Da. Uh, ai fost vreodată încurcat pe stradă cu fratele tău, să-ți zic, Augustin, sau în următorul vlog, <laughs> cred că așa se va și intitula, pentru că foarte multă vreme a fost exact invers. Eu vreau să le spun oamenilor să te caute pe YouTube, Lucian Viziru, să vă abonați acolo, că omul are canal de YouTube și de asta zice că în următorul vlog, dar trebuie să ne povestești un pic cum a fost. Da, eram la Poiana Brașov uh, și la un moment dat au apărut niște folcloriste, niște... Da, și folcloriști, băieți care -au, cântau binișor și au venit cu punguța să le dăm și noi ceva. Au aruncat o privire către mine uh, și uh, după aia au, au plecat, sau au întors. Putem să facem și noi o poză cu dumneavoastră, domnul Augustin Viziru. Văză <laughs> first timer, my friend. <laughs> Prima dată? Da. Pentru că până acum era invers. Da. Adică toată lumea... A, e și normal acum tu erai mai cele și normal. Nu, acum e normal, pentru că s-a zbătut-o, a făcut o grămadă de roluri. Și... A trebuit, -a răspuns, Sema. Nu e, e frasul. De, deci n-ai, n-ai răspuns nimic Nu e... Nevastă da, a zis exact. Nu, e frate Și n-am apucat că... A sărit pitbull Exact După care i-am zis Deci nu mai e cazul de poză, nu? O să vezi că exact de dialogul ăsta, da, ai curiozitate. Da, da, da L-ai pus, l-ai postat? Nu, nici nu l-am montat încă da, ai că filmat să... chestia asta? Da. da. mi se pare foarte tare. E bună. Hai da. că vreau să, să o vedem uh, și noi. Uh, ne-ai avut vreodată, știi, că întotdeauna în familie asta există complex. Știi, bă, am un complex că frate meu e mai așa. Sau asta e valabil și pentru el. Aveați uh, complexe? Adică, nu știu, te simțeai complexat la ceva legat de el? Um, nu, l-am invidiat la capitolul cu uh, tupeu. Adică, bine, nici eu n-am... Și eu am, am avut... La mine era mai degrabă inconștiență decât tupeu. Înțelegi? Adică... Um, apropo de asta, cu chitara de care ți-am spus la un moment dat că am apărut la ProTV și am cântat live în uh, de Revelion. în noaptea de Revelion, sau și mai rău, și mai rău. Deci am fost la un moment dat, am stat vreo nu mai știu, 4-5 luni la Londra și eu deja aveam impresia că știu să cânt foarte bine la chitară. Și m-am dus la un Open Mic night da. în Soho. Da? da, da, da. Norocul meu a fost că, la fel ca la concertul de la București, nu era nimeni. De <laughs> Adică, te să Lasă-i serios treaba asta cu muzica, cu punk cu Da, da, eu am fost, am înregistrat la un studio, uh, am cheltuit acolo, nu știu eu exact, 2000 și ceva de pounds am cheltuit pentru o piesă. Da? Uh, și am lucrat cu producătorul unora, adică prin studioul lui au trecut gen Freddie Mercury, Sting și așa mai departe, Elton John. Și uh, am stat acolo, în primul rând, să-mi registrez piesa. Piesa, uh, 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 ok. Dar uh, nu despre asta vreau să vorbesc, vreau să vorbesc despre momentul cu chitara. că am ajuns acolo și. Uh, eu eram fiat, și. Uh, eram pe scenă transpirat tot pentru că știam. Anglia, Londra, tată. Da. Soho e zona asta de cluburi, de restaurante, de nebunie, unde e forfot aia toată ziua. Și toată noaptea mai ales. Stai seama ce s-ar fi întâmplat dacă era plină sala aia. Dar, mă rog, era o sală micuță, așa, cochetuță, așa. Și? Si? Dar prima oară a cântat unul înaintea mea. Deci eram doi concurenți la Open Mic Night. Uh... Și el ardea foarte bine pe chitară, dar cu vocea era praf. El, la mine era exact invers. Și? Și fiecare... Eu îl aplaudam pe el, adică l-am aplaudat, ce să zic, acum nu mai știem ce să fac. Și mi-a venit mie momentul, trebuia să mă urc pe scenă și tremuram, făceam ca toate are. Ema nici nu și-a dat seama că am urcat pe scenă pentru că eram împreună atunci ea era la păcănele undeva în spate. Eu început să cânt și ea mi-a povestit că uite, piesa asta sună cunoscută. Îți dai seama că i-am făcut creierii praștie cu piesele mele. Și de fiecare dată, după ce terminam câte o piesă, ăla, concurentul alalt, Uh, m-a aplaudat, bineînțeles, la fel cum l-am aplaudat și eu. Fair play între voi. Și zicea, mai bagă una. <laughs> După care organizatorul, dai seama că ori, ori mi era supărat nevoie mare că nu i-a ieșit evenimentul, zicea, de ce pula mea tot zici chestia asta? <laughs> Lasă-l în pula mea să iasă de pe scenă. <laughs> da, zic, ai luat chitarea ăștia, ai oprit, adică cum era în momentul ăla? Ce, nu Mi-am dat seama, am zis, oricum mă durea în cur pe mine de ce zicea ăla Eu să-mi fac numărul meu, să-mi piesele mele Că eu știam că am 8-9 piese, mi le cântam Și abia după aia plec Nu plec eu când vreți voi, nebunii doar. Eu tot am o piese, totuși trebuie să cânt ceva, nu? Exact Și uh, da a fost, a fost interesant A fost uh, Da, uite, un, deci tupeu da. tu există sau era inconștiență, de, de fapt, conștiință, In conștiință, nu? Asta zic, că e mai degrabă E un pic. Că nu s-a terminat toată povestea aici. Că dacă nu mi-a ieșit cu muzica, am luat-o pe actorie. Pentru că acolo iau... Uh, M-am înscris pe un site care se numește Star Now. Da. Și uh, în câteva zile, după ce mi-am uploadat poza și așa mai departe și CV-ul, m-au sun sunat unii. Uh, Domne că suntem de la Channel 4, parcă, ceva de genul ăsta și că facem... Uh, Facem un serial să, și filmăm acum pentru pilot și te-am vrea în, uh, în asta, cum e, în producția noastră. Ai, să te Am ajuns, bă, gata, asta e. Gata, -i, ce -i România, mă, ce de-astea, să vezi acum. Deci... M-am dus, trebuia, în schimb, că eu nu, la, nu aveam sacou. Da. Pentru că trebuia să, trebuia să te duci și cu un sacou acolo după tine. M-am dus, mi-am luat repede un sacou. Deci era un fel de casting, nu e... Nu, A, de, deja să filmezi. Mamă, destimentația fi... actorilor de acasă. Exact. <laughs> dar totuși Channel 4, adică nu era vreo... Și aveai vorbe? Stai să vezi. și... <laughs> <laughs> Ajung, ajung, acolo, mi se dă un sandwich și o apă. Uh, Ți minte și acum 80 de pounds, da? Mi-au zis că îmi dau pentru ziua de filmare, deci luam și bani, da? Deci nu numai... Actor plătit. Da. Și acum eu tot așteptam să văd scenariu, să văd scenariu, să văd unde sunt replicile mele. Ne-au venit, ne-au pus, prima oară m-au pus în spatele unui stâlp, deci nu vedeam nicio cameră de acolo. Se ce... Poate, nu, nu știu, nu mă întreba, adică, na, că eu totuși aveam impresia că sunt prezentabil. De ce mă ascundește? Da, zic, frate, ok, hai că poate e obosit regizorul. După care, la un moment dat, zice, aveam mai multe, aveam mai multe secvențe de filmat și interior și exterior. Treabă serioasă. Da, în prima secvență n-am avut vorbe. După aia, Era și în spatele stâlpului. Mă cheamă, zice, vine zic, gata, atâta. <laughs> <laughs> Și-a dat seama cu cine stă de vorbă și de cine are nevoie cu adevărat aici. Zice, fii atent, tu, îi spunea operatorului, stai cu camera în jos, așa filmezi către capul ăsteia, așa, care e întinsă pe jos, și tu, făcea, făcând semn spre mine tu te vreau să-ți văd pantofii cum, cum pleacă cum trec pe lângă ea înțelegi? și te duci te duci încolo zic hai să fac ok deci un fel de problemă zic mai așteptăm că ca... poate na. sigur trebuie să vină și momentul meu ieșim la exterior uh, Într-un final, v zis, mai, am numărat, eu, cam nu mai știu, mi-am dat seama la un moment dat că, că ne apropiem de filmarul, de, de da. finalul filmării și că nu, nu se mai întâmplă nimic. Da? Și, ok. Zic, frate, ăsta este momentul. Acum, ori acum, ori niciodată. niciodată. Și bineînțeles că regizorul face din nou semn, zic, însfârșit, da, da, gata... Deci prima dată stâlpul, apoi se văd doar pantofii în cadru, și, acum e momentul. Și îmi zice... Ne-a luat pe doi, deci eram doi, am zis, mamă, ce-o fi acum? Bătaie, ceva, chestii nebunii? Nu, zice tu și tu puteți să țineți, vă rog, frumos scara asta pe care să se așeze protagonista, vă rugăm frumos, pentru că vreau să facem un fel de... cum se numeau? Voi trebuie să mă ajutați. Efectul la invers de... de focalizare. Nu cum era ciugă? Trav, nu? Cum? Trav trans. Așa, ceva de genul ăsta. Și noi trebuia să o tragem pe ea în spate și da. ei să vină whatever, ceva de genul ăsta. Și uite, așa am rămas nerezolvat. <laughs> Asta Dar... a fost momentul tău de actorie. Asta a fost momentul meu de actorie în London, my friend. Da, ai văzut uh, episodul? Adică ai văzut Pantofi Pac? <laughs> <laughs> și, și, cum să dau căutarea acum pe, pe net? Pantofi trecând pe, pe lângă capul lui aia. Ce să <laughs> Da. Bun, și gata, s-a terminat cu -a. Ai dat mai mult, cred că pe asta Exact. <laughs> ai investit. Ai dreptate, am, am investit în șere și nici nu-mi plăcea Fără dar, da, mă rog. Da, ai investit mai mult în sacou decât, decât, decât ai câștigat în ziua aia de filmare. Da, interesant. Foarte bună experiență Da. A, A fost ai... singura? Um, da, da. M-am retras în glorie. <laughs> Am simțit nevoia să mă retrag în glorie. Nu, mă gândeam că poate o să te cheme, știi cum se fac seria a doua, seria a trei, n-ai văzut și astea cu stalone, cu... Uh... Da, Matrix, da. așa, după da. Mai... după 20 de ani. Da, după 20 de ani, da, 20 de mai vedem o dată, pantofi da, nebunule. Da. Vină. <laughs> și vină. pantofi frumoși aveai? Au rămas memorabil pentru oameni, ar fi păcat să nu-i mai vedem. Da. e frumoase și interesante. Uh, știi ce vreau să te întreb? Că tot ai povestit de Emma. spune ce-ți place cel mai mult la ea. Ce iubești cel mai mult la ea? Puh, multe chestii. În primul rând. Uh, cu ce să încep? Asta e întrebarea. E cel mai deștept om pe care îl cunosc. Uh, Ce să zic? Că de aia despre ce facem în pat, nu vă zic. Stați liniștiți. Și acolo e bine. Așa că... <laughs> Dar nu vorbim mai. Nu intrăm în, în, de în detalii. Ea are un suflet bun. Ce o strică pe ea este gura... La... Cred că e moștenirea aia, da? da? Cu soacra, cu... Se poate, da. <laughs> ea... Ce să zic... Cam, cam atât. E un om bun, e un om extraordinar. E, uh, și nu vreau să fiu nimeni altcineva. Nu -am, nu mai scriau ăștia pe net. am postat uh, uh, și imagini de la, de la nuntă și mă întrebau, bă, dar din câte ai avut, nu puteai să-ți alegi uh, alta? Și bă, da. <laughs> mă rog, nu am răspuns așa. Dar voi nu știți, voi nu aveți de unde să știți ce este acolo. Toată lumea are senzația că aici este totul, deși mie mi se pare că mai frumoasă decât ea, nu prea e alta. Am, Dică... ce, 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 frumos vorbește. Uh, dar, în primul rând, totul pleacă de aici. Iar aici noi avem un alt fel de conexiune pe care nu am cum să o compar cu nimic din tot ce am avut. Adică am stat 17 ani, mi-am făcut de cap. Pentru că ai cunoscut-o când ea avea 17 ani. Exact. Apoi 17 ani de. Chiar Haiducie. dacă am fost pe ultimul loc pe lista aia, am fost la Antena Roșie, am avut ocazia să cunosc o grămadă de. S-a jucat totuși în divizia, da. Exact. <laughs> <laughs> Și nimeni, nimeni nu se compară cu, cu Emma. Nu, nu există. Adică puteam să zic la un moment dat, fraților, da, o iau pe X, Y, Z, dar tot timpul mi-a fost frică de pasul ăsta. Cu ea nu. Cu ea nu m-am simțit, cum să zic, că sunt acasă. Când, când vine vorba despre ea, pe ea o consider casa mea. Ce frumos. Și asta după 12 ani de căznicie și după atâta timp de când vă cunoașteți. Exact. Fain. Să bem pentru Ema. Da. Bem apă. Legat de vicii au existat, dacă punem capitolul vicii, Augustin Cazinou. Așa. Uh, știi cum e? Categoria aia, ca la CV. Bună ziua. Vici aveți? Ați avut? Te referi aici la... Uh... Nu știu, vicii în general, așa... <coughs> Și să. Da, poate un... alcool, să zicem, un pic mai mult decât e cazul. Sprințuri adică... mai, mai multe? Da, da, sprițuri destul de multe. Da. Întreabă-l pe Augustin, că o să vezi o să spune el. Multe? Mai multe decât el? Da, clar. clar. Deci, Augustin, până pe la vreo 40, eu l-am învățat la toate prostile. nou. Dar te-ai retras și l-ai lăsat pe el. Da, alcool. La femei, nu. Aici, poate, a început mai devreme decât mine. Da. Dar. Nu. Cam atât ce să zic. Da, când spui alcool, la ce te referi? Adică că erau momentele alea când simțeai nevoia să-și, bă, hai să mai ne facem o băută. Parcă nu... Cam zilnic, așa, hai să zic. Înțelegi? Adică nu... La modul că ajungeam seara acasă și plăcerea mea cea mai mare era să-mi pun un pahar de vin și să stăm sau de vorbă cu Emma. Înțelegi? Adică nu vedeam să stăm la modul, hai să bem o apă plată și să vorbim. Nu. Țigare, alcool și povestim ce a făcut unul, ce a făcut altul și, și așa mai departe. This was our hobby. Se aduce aminte de cea mai cruntă beție? Mi-ai spus ălea când ai trei zile la rând când panica aia, că nu mai știi rep când să intri în rol? Tot apropo de Augustin, da, pot să-mi aduc aminte. Um... Era clubul? Ce club era aici? Pe. Pe Magheru? Pe uh, Cred că știu. Jos la subsol. Da, da, gata, știu. Bonzai. Da, da. De la Bonzai. De acolo mi-am tras și un articol, mișto în preț, care n-avea niciun fel de legătură cu realitatea. Și tot de acolo, uh, noi toți cei din telenovele n-am mai avut voie să ieșim în cluburi. <laughs> din cauza articolului ăla. Deci, ce, ce scria în articol? Care era treaba? că vizirul uh, a ieșit... Uh, că vizirul a găsit femeia de servici uh, beat mort la șase dimineața sub o banchetă în bonzai, ceva de genul ăsta era. Nu mai știu să zic da. cum l-au formulat. Și că a zis că o bate dacă nu-i pune manele. <laughs> <laughs> Ori eu... Ah, hai să zicem... <laughs> <laughs> Cât era adevărat din toată povestea asta? Partea cu beția, atâta era. Că m-am făcut, am fost praf în seara aia. Deci, da. deci eram... îți aminte? Am Adic, și nu îți mai aduce aminte nimic. Nu cred. A, ah, aveam, asta era o altă tâmpenie pe care o făceam în mod regulat. Și ți -mi minte că în seara aia am fost mai beat ca oricând, deci nu știu cum... Nici n-am plecat singur de acolo. Adică că nu, nu -mi stătea în caracter să fiu beat și să plec singur. Adică trebuia să ia pe cineva cu mine. La modul că s-a găsit ceva. Da. S-a <laughs> marcat. Și <laughs> ai plecat beat cu mașina. Uite, vezi? Alte tâmpenii pe care le făceai în, în tinerțe, pe care acum cred că nici uh, ars nu le-ai mai face cum e vorba. Aia. Păi, m-au murit. Adică un prieten al meu a murit cu mașina uh, lui Augustin. Tot așa. Adică puteam foarte bine să mor, plus că îmi plăcea, să dai mă când ești beat, o, ai dai blanătat, în ce fel de problemă, dar mi era foarte greu să, 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 să manevrez, să, să, na, să găsesc mă, drum. drum. să nu mă lovesc de mașini stânga-dreapta. Da. Și atunci a fost, de particolul ăsta, lege, niciun actor din telenovele nu mai merge la club. Yeah. Nu puteam să merg drept. Eram pe genul dreptul peste stâng. Deci... Aia, aia, aia. Hai, da, trebuie să recunoști că la șase dimineața aici erau manele, la femeie. Nu. Sau măcar deci șopen, nu eram, ceva. Da, nu eram uh, mare fan manele. Adică, da, hai să zicem că la vremea aia la vremea aia poate mai acceptam uh, o manea din când în când, așa, la băutură. Dar... Uh, da, Na, nu n-am fost niciodată vreun mare fan manele. Și când ți-ai dat seama că povestea asta cu alcoolul devine serioasă? Sau ți-a spus cineva, ți-a atras atenția? Băi, vezi că e prea mult. Nu mi-a zis nimeni niciodată. Cred că mi a spus doctorii acum vreo... <laughs> acum vreo două, trei zile. Nu, cinci zile la spital. Domnul Viziru? Vezi că e, cazul să te le cam naș. Și pe faie de externare mi-au scris foarte frumos <laughs> indicații. nu, no, alcool... No... Uh, Smoking? Nu, 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 nimic. Da. And, ca să revin la povestea aia, cât era adevărat, s am zis, doar partea cu alcoolul era uh, adevărată, în rest, nothing. Um, da. Dar plecasem de la altceva, de la... De la vici. Uh, da. De la vici. Ah, nu, că vreau să zic de, cum am apropo de povestea mea, care da. venit să primată în cap cu, cu băutura și așa mai departe. Uh, L-au sunat pe Augustin Badigarzi de la, de la Bonzai. Mai Augustine, vino și el postate aici, am mâncat în că ne dau ăștia afară din cauza lui. Că eu era pe genul smart deci... deci aveam momente în care ori mi se prafte fac, Înțelegi, vreau să-i bat pe toți. Deci, și pe cine mi se să mie pata, pe Badigar, înțelegi? Nu știu, cât i-am înjurat, le-am le zis de mame, de surori, de frați, de tot. Nu știu, mi s-a pus pur și simplu pata, că nu vreau să-l lase la un moment dat pe un prieten de al meu să intre, că nu știu. Iar tu erai starul din telenovele în care erai, cum să zic, ce Am să zis... mi se întâmple mă mie, nu? Nu știu, eu mai gândeam la ora aia, tu ai pe bune, de câte ori ai stat și te-ai gândit. Eu nu mă gândesc că știi cum e, fără 2-3 dinți în gură și cu un ochi vână nu mai prea prindeai rolul. Da, rău. da și băieții aia, dacă se uită acum, că poate mai sunt din perioada aia și poate sunt acum pe online, să uită să primească mulțumiri din partea domnului Augustin. Da, că și au ne fost... Cer scuze. <laughs> Uite, după 20 de ani există, ne cerem scuze. Da. Uh, știi, uh, sunt convins că foarte multă lume uh, Vrea un pic să te audă În rolul ăla de Gianni Juvaieru Rolul ăsta care Păi n-am fost până acum, nu? <laughs> nu mai a ieșit, nu? Nu, ai fost uh, cu minte, așa, calm. Adică vrei să, să Îți mai aduce aminte? O... O... Îți <laughs> mai aminte? Replici, un moment, așa Uite, vorbesc eu cu tine, tu ești Gianni Juvaieru <laughs> te... Care-i Juvaieru, mă, trăițearmă ta? unde e Juvaieru? <laughs> De ce, te, cine ai auzit tu că îmi zice mie Juvaeru? Juvaeru. Așa? Așa, iartă-mă, domnul Gianni, nu se mai întâmplă, nu se mai întâmplă. la Unde vă place mai mult, la mare sau la munte? Tu ești în personaj, în continuare, tu ești Gianni Juvaeru. Dar de ce te interesează pe tine astea? Curios așa să văd. Ce? Unde vă predați concediile, la mare de la poliție, de la ce ești? Unde vă predați concediile, la mare sau Unde vă place totuși? Soare, munte, aer curat? Mă cinstești. Dacă mă cinstești... Oriunde. Te rezolv. Avem aici două sticle, apă minerală sau apă plată? Ce preferă domnul Gianni? <laughs> nu, că ți fratele meu. Deci ți iei definitiv nu, nu, și grav. Păi tu cu apă minerală și apă plată vii la mine, Iar hmm? totuși să rămână vinul. Vinul. Păi ăsta n-ai zis că el dai lui fraier, fraierul lui de vizir? Am și pentru dumneavoastră. Aveți? Avem, avem. Uh, cald sau frig? Cu gură? <laughs> Ziua sau noaptea? Ziua să mă văd perfect. Uh, cafea sau ceai? Uh, ceai cu lapte. Ce ai cu lapte, băiat? a, a fost, la Londra. A bă. fost, <laughs> ce, ai, englezesc, da? Ă, ciocolată sau vanilie? Vanilie, două drept de ciocolată cu cine a inventat-o, că mă doare burta de la el. Domnul Gianni, domnul Gianni, Juvaeru, prietenul nostru. Uh, un rol tare de tot ăsta, Mi-a plăcut. V-a plăcut? Mi-a plăcut, să mor eu, dacă nu mi-a plăcut. Da, ca să, să intri în personajul ăsta, să ai accentul ăsta, să vorbești, te uitai undeva... <laughs> nu, no, mi-am luat ca reper un, un băiat care venea în liceu. liceu știam eu, era un băiat... Nu-i zic numele, că poate cine știe. Venea prin 32, Jean Monnet. Da. Aici, la La băieții bogați? Acote. La băieți de politicieni? La băieții bogați? Da, sau de sportivi. Așa. <laughs> și uh, da, uh, tot timpul mă gândeam la... Adică nu mi-e ușor, că am văzut că acum mi-am dat seama că câtă vreme am, 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 am început fără să mă concentrez, mi-am dat seama că am dat un geniel al de la... Cum îi zice? La, la sfierbinți. La Da? <laughs> Care nu e Gianni originalul Să știți? Ăla era altfel. <laughs> da. Și tot timpul trebuia să -mi mă gândesc, sunt în sunt băiatul da. Dacă ar fi să joci acum într-un film ce ți-ar plăcea? Acțiune, comedie, dramă, horror, SF? Comedie. Comedie? Mhm. Mm ți-ar plăcea? Asta ai vrea să faci în continuare. Da. Și dacă ar fi acum să intri pe terenul de tenis cu cine ți-ar plăcea să joci? <coughs> um... Cu Simona. Simona? cu Simona Halep. Ți-ar plăcea să aveți un meci așa? Da, aș vrea să văd bine. Acum n-am mai jucat de o lună și jumătate. Și... Dar mi-ar plăcea să văd... Da, trebuie să mă pregătesc un pic, dar mi-ar plăcea să văd dacă pot și cât pot împotriva ei. Uh, superb. Uh, dintre jucătorii de tenis internațional, de, ce cine îți place cel mai tare? Federer. Federer? Uite, eu sunt fan Djokovic. Îmi place Djokovic. Nu știu. Da. Și există și defecți dacă cap pe lumea asta. <laughs> e loc pentru toată lumea. Da, acum nu știu dacă te refer la mine, că îmi plac pe Djokovic sau la Djokovic uh, prin acțiunile pe care le face în ultima perioadă. Sí, și, și. <laughs> Să trăiți, domnul Gianni, vă mulțumesc că asta mi-a plăcut la dumneavoastră. Sinceritatea întotdeauna. Să știi că mie mi-a plăcut mult la podcast. Serios cu tine. Foarte mișto. Acum și te întreb plăcut. ceva, și sincer. crezi că podcastul ăsta o să facă cifre mai bune decât a făcut uh, Augustin Vizirul la Țibulcă? Nu cred. De ce? Nu suntem mai tare decât ei? <coughs> nu ești tu fratele mai mare, mai șmeche? Uh, p nu m-am uitat, uitat peste toate cifrele tale să văd cam cât faci tu, în general. Da. Dar... Uh, păi cred că... Augustin în ultima vreme a fost... A făcut o grămadă de proiecte, nu cred că are foarte multă legătură cu tine, cu mine sau cu Țibulca. Da. Cifrele pe care le-ai văzut cred că au legătură cu Augustin și le merită pentru că a muncit în ultima vreme. Augustin, un băiat senzațional exact cum ziceam, dar nu știu de ce am impresia că o să facem treabă bună. Și tocmai de aceea îi rog pe oameni să ajuta? ne lase un comentariu, să apese butonul de like, să distribuie, să șeruiască, să ajungă la cât mai multe lume, pentru că în 2022 Lucian Viziru s-a întors în business. Și pentru că tot vorbim de podcasturi, uite, primul podcast lansat în 2022. Este cu doi oameni senzaționali, Sociu și Palade și vreau să le mulțumesc celor care ne urmăresc pentru că am început anul cu dreptul, am intrat în trending direct așa pe locul 20 cu un podcast de vreo 3 ore și ceva și asta înseamnă că oamenii cred că au nevoie și de comedie, cred că au nevoie să asculte și alți oameni să se inspire și să, să capete energie, știi? Că de fapt citeam în comentarii și încercam să înțeleg de ce oamenii ar sta două ore, trei ore să asculte. Pentru că foarte multe, foarte mulți se regăsesc în povești foarte mulți își iau frânturi din podcasturile astea și le adaptează în viața lor și le dă curaj să meargă mai departe, energie, știi? Da. A fost profundă de tot. Bun. Îți mulțumesc mult de tot. Cum, cum, cum aveam... facem reclamă lui Țibulcă, e prietenul nostru. Poveste. Uh, cum avea Țibulcă pus titlu la uh, frate tu? Stai un pic. Cum? Cazinou era casa mea. Trebuie să băgăm ceva mai bun. Da. Uh... bagă, ajută-ne. Alcoolul, Nu băgăm cu alcool. Sexul, nu. Uh, zi, trebuie să mergem pe ceva. Alcoolul și sexul atunci <laughs> dacă... <laughs> Totul despre alcool, sex cu Lucian Viziru că... Nu, uh, glumim, cred că puteți găsi ceva mai bun A încercat vreodată substanțe interzise? Nu no. Putea să fie un titlu bun ăsta Da, nu, 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 fac de -astea. Tentația n-a fost niciodată? Până și tot și parade au încercat. Nu, no, ai zis popesit. că am fost la Haga, dar ce crezi că am dus-o pe, pe... Pe mama soacră? Mama soacră la Haga. E. nu m-am dus la Hamburg. La Haga? Stai că îmi scapă ceva aici, a? Holland, ce? my friend. Holland, pe păi da, dar mă gândeam Amsterdam. Peste tot e în Olanda. Mă nu gândeam Haga, Haga, când ai zis, mă gândeam Curtea Internațională, mă gândeam la altceva acolo. Zic, băi, nene, s-a ajuns prea departe <laughs> totuși în familia Viziru, cu soacra la Haga. A, deci tu ai fumat cu soacra? Nu, domne, n că eu nu fac de-astea. Pe păi acolo, doar așa, ocazionale. Acolo, da, ocazional. A fumat mama soacră? Marijuana? <laughs> eh. Nu. No. Ce s-a întâmplat la Haga, rămâne la Haga. Nu, no, e tot așa, e, -e online. E, e online. Deci ce s-a întâmplat la Haga, e online pe canalul tău de YouTube. Mersi mult de tot, Lucian. Să fii sănătos, în primul rând. Și vreau să-mi promis că ne mai vedem în 2022 uh, cu aceeași energie și poftă și abia aștept să te văd în filme, în telenovele, pentru că industria asta parcă a explodat în ultima perioadă în România. Da, m-aș bucura dacă s-ar întâmpla, dacă nu se întâmplă nu niciun fel de, de problemă, oricum am o grămadă de chestii de făcut în perioada... Care imediat. sunt planurile pentru 2022? Păi, în primul rând să îmi refac școala de tenis din București de aici. Asta este primul a, plan. Primul plan pentru că I need my safety net right now. Adică safety net ăsta funcționează foarte bine la ăia care sunt a, căsătoriți, care au familie. Și a, pentru, pentru ăia chiar recomand așa ceva. Dacă sunteți solo, atunci încercați să funcționați fără plan B. Și cam asta ar fi tenis și în rest a, Ești deschis la proiecte de, de da, mă, film? Da, să de... mă bag și în real estate, uh, uh, proiecte de film, uh, deci, da. Uh, adică te bagi în uh, investiții imobiliare? Investiții, e posibil și asta, dar uh, mai degrabă să lucrez ca agent. Da. Imobiliar? Mhm. Uh -huh. uh, dar de, de unde până unde? M-am uitat în jur și am văzut că se construiește foarte mult în București, iar eu pentru că cunosc foarte bine zona de nord, pentru că aici vreau să lucrez, dacă e să fac ceva în sensul ăsta, o să încerc să vând, pentru că cineva trebuie să vândă și apartamentele astea. Și dacă faci un calcul, o să-ți dai seama că virgulă, ca agent imobiliar poți să câștigi mai bine decât un telenovelist. Sunt Lucian Viziru, agentul imobiliar, vă pot ajuta vă rog frumos, două camere, trei camere, un penthouse, și o căpute... Da. La geam, domnul <laughs> Măruț, aveți nevoie de ceva? <laughs> important e ceea ce faci să faci din suflet și să, să te împlinească pe tine, uh, pentru că asta cred că e cel mai important. Am observat că indiferent ceea ce faci, trebuie să faci cu bucurie și cu plăcere. Pentru că o viață avem și așa trece. Da. Și cam atât. Acestea fiind spuse, uh, nu uitați, like, share, comentarii, uh, să, să, vedem. Bate-mă, Lucian Viziru, la podcast pe Augustin Viziru? Hmm? Ce zici, Ciucă? Eu cred că da. Ei, acum ce să zici și tu? <laughs> Noi suntem bine, suntem bine pe încredere noi, nu? Corect. Mulțumim mult de tot. Sănătate multă. Cu Vinu, multă dăm și te mai așteptăm cu mare drag. Am uitat ceva, Ines? Florin? Stăm aici pe întrebări. Am uitat ceva? Am uitat ceva. Am mai trebuie să întrebăm ceva? <coughs> bine, gata. Am bifat. Cum? TikTok-uri, TikTok da. da. Facem TikTok-uri. Ce TikTok-uri? Nu știi? Nu, n -a, n -a. Avem, Te de, de până mai acum, TikTok, ești Gianni Giovairo, așa, pa, cu replică, tot, tot, Suntem și pe TikTok implicați și băgați. Da? Da, da, suntem pe cool. peste tot. N-am, am zis să prindem. Nu am mai avut nervi de TikTok. <laughs> În pandemia ai avut, că am văzut, erai foarte activ. de te certai da. cu tiktokerii. Da, da, da. de -te ce te certai cu ei? Te-am, da, stai seama, apare unul, asta, de asta m-am și lăsat de, de TikTok, să stai de vorbă cu ăla care are veciu în fundul curții și are două clase, să se ia el de, de, mine că așa i-a venit lui sau că după a cincea sticlă de că așa s-a simțit. Da, ce ziceau? Sau ce te ce cel mai tare unul care ți-a zis ce? că bătrân, că bolnav, că drogat, că sunt toate felurile, numai așa. Dar nu era vorba, că chestiile astea nu ok, bătrân, da. da. Înțeleg, pentru TikTok poate eram bătrân. 45 de da, ani, dar sunt alții... seama, dacă erau copii de 13-14 ani, nu numai că sunt bătrân pentru ei. Îți aduce aminte cum... Când eram mic și vedeam unde 40 de ani, miși. mă, ce bătrâne. Îți dai seama, da. Eu mă gândeam, mi-aduc aminte un gând pe care l-am avut atunci când eram nu știu, aveam 12-13 ani, mă gândeam, mamă, dacă prin două, cât, câți ani am o să am? Câți ani am? Puh, câți ani o să am eu? La, nu știu. Dacă prin 25 de ani, mă gândeam eu, so, sunt fericit. Asta era gândul. Dar de ce mă gândeam așa, nu mai știu. La 25? E? La 25 de ani se întâmpla ceva. Că ziceau, anunțase cineva că o să fie sfârșitul lumii. În altul, anul 2000? La, da, dar nu știu, în 2000? Da, da, în anul 2000, -anul zinușoan, 2000. La, dacă în anul 2000 e sfârșitul lumii. Exact, și atunci aș fi avut eu, sau am împlinit eu 25 de ani. Și mă gândeam, bă, până atunci, nu-i problemă, e ok. <gântuși> și acum, dacă te gândești că au trecut 20 de ani de, de când ar fi trebuit să fiu mort, că s-a terminat Nu, dar totuși am, putea, lumii. totuși am putea spune, Lucian Viziru, am vins sfârșitul lumii. Exact. A trecut și sfârșitul lumii. Doar eu. <laughs> Doar, <el. laughs> Doar steaua București. Okay. De asta te-ai lăsat de, de, de TikTok? De TikTok-ă reală. Da, aveam dureri de cap, deci chiar mă durea capul. Făceam live-urile astea și uh, stăteam o oră, uneori chiar două. Era distractiv pe alocuri, dar, uh, pe de altă parte, când ieșeam de acolo, după, dacă intrau... În pis de ăștia, mă durea capul. Deci mă durea capul rău de tot. Nu mă mai mulțumeam cu o sticlă de vin, trebuia să beau două. Înțelegi? Da. Deci... Și după aia cine să mai funcționeze? Deci și TikTok-ul ăsta are problemele lui. Da. Bun. Oameni buni, vă mulțumim mult de tot. Abia aștept să ne revedem. Ai grijă de tine, cu sănătatea, în primul rând, și uh, oricând ești binevenit. Oricum, dacă se uită domnul doctor de la Floreasca, s-a băut o sticlă de apă minerală, s-a băut două sticle de apă minerală, chiar trei sticle de apă minerală și mai aveai tu una pe acolo. De apă plată, pardon. Da, ai ai dat-o jos. Uite. Eu am dat -o. E pe jos acolo, da. Nu, dar vreau să se facă, cum să zic, uh, <coughs> corect. Deci, în această seară, la masă, cum era? Masa? S-a strigat masa? Sau au băut 2 litri de apă, bă. seama dacă s-ar fi băut vin? <rători> Cât am fi aflat? Hai până la fund, totuși. că apă. Să închem în glorie. Sunetul ăla, știi? Bun a fost, bă. Deci, mâine nu să fim mahmuri. Vedeți? Asta e. Și am băut, mă. Și mâine nu o să fie mac, Și a fost bine. Și a fost bine. Adică, nu știu cât de bine a fost pentru tine, dar... Bă, a fost mișto, serios. Și acum Cine că, tot am, plăcut, de, tot am băut 2 litri, tot am băut litri de apă, tu ce părere aveai așa despre mine? Nu vrei să știi. Da, <laughs> să... <laughs> de ce să ne stricăm la final, ă? Exact... <laughs> da, exact. să spun și da. o data viitoare despre tine, ce crezi? No, sincer, acum uh, am și spus-o Cred că pe live-uri le-am spus -o celor care erau, nu știu dacă am făcut live pe YouTube, pe TikTok sau pe ce am făcut, am spus în felul următor. N-am văzut niciodată, și acum nu te pupă în cură așa, dar de dragul că sunt aici, da? Nici, niciodată un prezentator în România care să vină să stea de vorbă cu mine înainte de emisiune. Toți erau... O la machiaj, la păr, la nu știu ce, se mai uitau pe foi. Tu aveai deja foile citite. Deci, profesionist. În afară de asta, felul... Deci, asta mi-a plăcut mie cel mai mult la tine. Felul în care îți pregăteai tot timpul emisiile. Mm -hmm. Mi s-a părut foarte, foarte cool. Și în altă ordine de idei, felul în care... Debitul tău verbal. Asta mi s-a părut și o chestie foarte mișto. Adică volumul la care reușești să scoți cuvintele pe gură și... Old ten. Da. Ea e, olten, Că toți Oltenii sunt în stare să vină acum să facă ce faci tu, nebunule. Da. Că eu nu primesc mesaje de la ce? Te duci mă la televizor, stai două ore, râzi acolo, te hă, hăi cu ciucă, mâncați cozonac și vă dau ea și bani. Da. Trebuie Că noi nu primim, avem și noi tiktokerii noștri la emisiune. Corect. Da. Dar, în orice caz, asta mi-a plăcut foarte mult. Mersi mult de tot, mă bucur foarte tare că ne-am întâlnit. Acest Paolo Maldini al telenovelelor, jur. Hai să ne mai pupăm un pic în curând, da? Mă jur, fără nicio <laughs> chestie, să, să cauțiu că uite, să pui pe ecran o poză cu Paolo Maldini, să vezi dacă nu. Mersi mult de tot, Lucian, și ai grijă. Cu sănătatea, în primul rând, și salutări acasă, Emei. Mulțumesc. Și cred că a fost una dintre cele mai faine declarații de dragoste. Mi-a plăcut mult cum ai mai povestit de ea, mă. Serios? Și îmi dau seama cât de important e pentru tine. Well, it's, it's, the, it's the truth. Au viderzen. Tschüss. Ce ai zis tot în germană? Da, tot aia. Au Wiedersehen, tschüss. și mai zic că nemții mai nou zic ceau. Ceau? ciao? Da, 99% la sută din Nici nemții nu mai sunt ce erau odată. Da. Ei se văd talin, dar nu au nicio șansă. Sau cum era? Ciao, le-ți baf talo? Rai de zbastan. Nu pot să te ajut să moară familia mea. dacă. Vă mulțumim mult de tot, oameni buni. Nu uitați podcast-urile acasă la Măruță în fiecare mică, Comentarii, mesaje, tag și vă mulțumim încă o dată mult de de tot. Atent, stai, 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 Stop, stop, stop. Breaking news. Zice că îmi zice nevastă mea, și tu îmi vin Spun. de la Nick. Păi spune, am luat două. Da. Okay. De la Sâmburești. Rezolvat. Am băgat asta cu sâmburești, că sunt parteneri, nu știu. Da, te-am întrerupt, iată. Și trebuie să zic. mi-a zis nevasta mea, ia și tu două sticle de vin de la Carrefour. Că ei avem contract, nu cu Nic. Exact. Și la Nic oricum e totul foarte scump, că e în dorobanți. Tu știi cât costă un coș la Nic și cât costă unul la Carrefour? Să vezi, Na, Facem comparație. Sorry. Deci, de asta zic. Hai să punem lucrurile în ordinea care trebuie. Nu mai fac. <laughs> mai nu mai fac. Mulțumim mult de tot. Seară faină, zi bună, indiferent de ora la care ne urmăriți. Mulțumim mult de tot, Lucian Viziru. Cu plăcere.